Cred că v-ați însușit procesul verbal de ședința din data de 28 septembrie. Dacă aveți ceva de modificat, ceva comentarii? Modificat cuvântul s-a dat la vecină, la prima. Dacă nu, cine s-a dat cuvântul vecină și până la prima? Suprafețele care iese din cadastru. Și atunci inventarul o să fie corect. După ce le terminăm pe toate,
Atunci o să facem și propunerea pentru să fie aprobate prin hotărâri de guvern. Știți că orice inventar are două hotărâri. Are un HCL și o hotărâre de guvern. Dar noi acum nu putem trimite la hotărâre de guvern, că nu corespunde nimic. Începem de la, chiar cred că nici clădirile, dacă stăm bine și le măsurăm la milimetru și le facem cadastru, nu iese. Că am văzut asta de la școala de la Caraclău. Deci, s-au mai făcut prelungiri, atunci se măsurau cum se măsurau, au fost alte sisteme de măsurare, măsoare de satelit, s-au făcut, da. Acum, cum considerați asta? Să spunem că astea 4 și să ne votăm că astea 4. Și guvernul rămâne în votul ulterior sau la votul? Dacă îmi permiteți, domnul președinte, vreau să iau și eu cuvânt. În primul rând, nu putem să scoatem până, deci inițiatorul trebuie să retragă proiectul, deci nu putem noi să-l facem. Retrage. Dacă inițiatorul retrage proiectul. Problema este alta. Totuși, ni s-a pus în față prin articolul 1 să prevede la proiectul de hotărâri că noi trebuie să ne însușim astăzi și să votăm inventarul comunei. Inventarul, cum este prezentat aici, este eronat întocmit, având în vedere situația faptică din teren. Deci nu corespunde foarte multe puncte de aici expuse la această anexă. Mai mult, avem niște situații la clădiri și la niște terenuri care efectiv au altă stare juridică în momentul de față. Și din punctul meu de vedere, nu știu, îmbracă forma unui abuz în serviciu sau nu știu, ceva nu este în regulă. Și o să exemplific dacă se poate. Deci, ne ducem prima dată pe clădiri publice sau stați să mă uit că avem teren pe ei foarte vast. Numai puțin că vă explic imediat. Deci, la punctul 16 de la clădiri. Să vedem dacă e capitolul care corespunde, să vă uitați și dumneavoastră ca să vă faceți o părere. Deci, clădiri publice. Avem capitolul clădiri publice. Punctul 16. Avem aici descris un teren curți construcții situat în intravilanului satului Bârsănești, proprietatea primăriei și ne dă vecinii. De menționat faptul este că există un contract de vânzare-cumpărare din anul 1907, are 120 de ani acel act, dar sub el văd aici descrisă o sentință civilă. Ce este cu această sentință civilă? A fost un dosar civil. Care este obiectul lui? Care este obiectul ăsta, doamna secretară? Punctul 16. Punctul 16, clădiri publice. Deci este un teren și vă spun eu, aici lângă Monumentul Eroilor. În momentul de față, pe acest teren se află o casă îngrădită și nu are acces nimeni din autoritatea publică locală. Ce este cu acel teren? Este casa lui Stanciu. Nu este a lui Stanciu, acolo este terenul primăriei comunei Bârsănești. Da, eu vorbesc de clădire. Doamna secretară, avem un teren care este proprietatea primăriei. Terenul este câștigat. De către câștigat de către cine? Că noi avem contract de vânzare-cumpărare din anul 1907. De către primărie este câștigat. Noi avem contract, repet, avem contract de vânzare. Suntem titulari pe acel teren din anul 1907. Păi da, dar nu vreți să mă ascultați. Eu vă ascult, dar păi nu vă răspunde. Păi dacă mă ascultați, haideți să vorbim. Vă rog. Deci, sentința asta a fost, practic, obiectul unui litigiu între Stanciu și primărie. Primăria a câștigat. În ce a constat obiectul? În ce a constat obiectul dosarului? Deci, primăria l-a dat în judecată pe Stanciu. Pentru ce? Faptul că și-a ridicat casa pe terenul primăriei. Și trebuia să fie dărâmată. Și trebuia să fie dărâmată. Da. Bineînțeles că nu eram noi cei care procedeam la a-i dărâma construcția. S-a lăsat așa. Deci e veche sentința aceea. Nu, evident, s-a purtat un proces. Exact, da. Așa. Și se întâmplă cu această sentință. Pe vremea doamnei Paulina Oancea. Nu are importanță. Deci nu are importanță cine este primar, cine este primar. Nu mă interesează. Ce a stabilit instanța? Că el trebuie să-și ridice construcția de acolo. În momentul de față nu este ridicat. Nu este ridicat. Cine trebuia să pună în executare sentința? Primăria Bârsănești. Primăria Bârsănești, mă gândesc. Ori se așteaptă Sfânta Prescripției. Din 92, ce să vă spun? Eu ce să vă mai? Vă spun, mai sunt câțiva ani, mai sunt 2-3 ani, dacă nu mă înșel așa, mai sunt vreo 2-3 ani și o ia cu totul. Și terenul aparține primăriei și noi azi votăm pentru acel teren. Este corect? Deci, asta e situația. Eu eram obligată să trec acolo suprafața, pentru că ne aparținea. Cine are obligația să pună în executare? De ce nu s-a fost în executare sentința? Asta este problema. Că ăla este teren, proprietatea publică
a primăriei Bârsănești și în momentul de față nu are acces nimeni pe acel teren. Păi s-a pus problema, probabil, de-a lungul timpului, de către primarii care s-au uitat că este inuman să îi dărâm casa omului și să trebuie să... Dar noi nu lucrăm după instincte umane, noi trebuie să lucrăm după lege. Eu doar am făcut o presupunere vis-a-vis de felul în care a fost văzută problema la nivel de conducere de primărie. Bun, am înțeles. Mai nu mai eram continui. Eu cea care mă apucam de executat. O să revin imediat cu o propunere. Continui tot pe acest capitol clădiri publice la punctul 27. Împrejmuire școală Brătești. Apare gard de tablă ondulată pe o lungime de 138 de metri, cu o înălțime de 2 metri. În momentul de față nu este niciun centimetru de tablă la școala gimnazială Brătești. Unde este acel gard? A fost. Păi noi azi votăm un inventar, doamna secretară. Raportul vine de la compartimentul dumneavoastră. Ce facem? Așa este. Eu m-am legat strict de problemele drumurilor care urmează să fie incluse în modernizare de țeadrul local. Primărie ce răspunde de inventarie? Din prejumirea Consiliul local. Deci, eu sunt... De la primărie, nu am zis, domnule, mă încercați să vă întreb. Ce răspunde de inventarierea patrimoniului la primărie? Păi există o persoană, mumii, care este desemnată pentru inventarie. Și s-a făcut și o raport de evaluare în 2013. Mai important, comisia de inventariere a patrimoniului, cine face parte din ea, trebuia să fie astăzi aici. Părerea mea. Dar trebuie să ni se dea explicație ce sunt aceste lucruri. Dar eu nu știu cum eu apăr. Și s-a făcut și evaluare. Da, și avem și evaluare, exact. 27.065 lei la zi. Și eu cred că noi nu mai simt. Deci raportul de evaluare era trecut așa. Deci, am spus, domnul președinte, eu am două propuneri la acest proiect de la punctul ordine, la punctul 1 ordine de zi. 1. Și să vă rog după fiecare propuneți să o supuneți la vot. Deci, 1. Propun ca acest inventar să fie retrimis compartimentului secretariat și refăcut. 2. La fel, fac o propunere să solicităm Comisia de Audit Intern să ne verifice situația cu terenul de la Monumentul Eroilor și cu gardul de la Brătești. Tot din nu, dar solicităm și să comandăm un audit intern, că ceva nu este în regulă. Situația la tot? Nu știu. Bine, sunt, da, băi, sunt. Mai sunt și altele. S-a terenul de la monument care e problema cu el? Păi nu știu ce s-a întâmplat, nu este proprietatea noastră. Ne-l treceți că este proprietatea noastră în acest moment, dar de fapt nu este. Păi cum să nu fie? Este păi doar în acte. Domnul vrea să spună că efectiv nu îl folosim. Faptic nu este. Din terenul care conține pe el monumentul eroilor nu este... Nu ăla. Deci și cu ăla. Nu, și cu ăla. Un lot. Și cu ăla. E un lot. A rămas un pătrat. Exact ce s-a întâmplat și la Godos. A rămas un... Deci împreună cu terenul de la Monumentul Eroilor și împreună cu terenul care se află acea casă, reprezintă un lot. Tot terenul ăla. Păi înseamnă că numai o parte este ocupată de clădirea. Da, o parte, da. A, și de partea aia spuneți dumneavoastră că trebuie clarificată. Da. Vă spun sincer că nu aveam cum să intru eu cu buldozerul. Nu, dar n-am cerut lucrul ăsta. Dar nici nu era. Eu atât am făcut. Care nici măcar nu eram în mărie. Nu, dar chestia este. Nu. Doamna secretar, problema este în felul următor. Dacă vreun consilier dintre noi nu ridica această problemă, așa că noi aprobăm astăzi așa acel proiect. E adevărat, dar sincer să fiu, haideți, eu spun, deci eu în momentul în care am revăzut, că de-a lungul timpului îl revezesc, da? Secretar, așa am lucrat până acum. Deci în baza unui raport de evaluare, tocmit de expert evaluator. Doamne, nu v-a secretar, numai puțin dacă... Deci raportul de evaluare există, poate fi consultat. Nu știu, nu am, pe mine nu mă interesează ce există, ce nu există, trebuia să ne aduceți la cunoștință. Eu atât, am făcut două propuneri. Eu nu sunt obligată să rog dea vedere, dar raportul de evaluare trebuie luat ca o lucrare făcută de un expert. Am înțeles. Deci rog pe domnul președinte dacă se supună la voce cele două propuneri pe care le-am făcut. Nu, dar mai am și eu o propunere. Stați să ne votăm pe... Deci faceți noastră propuneri și le votăm pe rând. La urmă, faci mie... Trebuie să dați pe toate trei, după aia.
La când se revine cu acest proiect să fie la, să participe la ședință și comisia de inventariere. Și consider că este necesar ca ei să prezinte inventarul și nu domnul Botezat. Ei răspund, ei au semnat de inventariere, că noi de fapt aprobăm o, da, dar vă mai spun. Scuzați-mă. Un inventar întocmit de o comisie de inventariere care este președinte și doi membri. Deci, scuzați-mă, deci vreau să mai vă mai spun, deci mai sunt și alte, deci, neconcordanțe. De exemplu, la dispensarul uman apare țiglă pe acoperiș, dar este tablă în momentul de față. La punctul 17 de la clădiri publice, nu vreau să vă spun ce învelitoare are, că ne facem de râs. Verificați dumneavoastră, la punctul 17 de la clădiri publice. La fel, la grădinița Caraclău, nu știu ce se află, țiglă sau tablă pe tablă. Aici e trecut țiglă. Deci sunt o grămadă de lucruri care nu sunt. Deci nu sunt în concordanță cu ce este prezentat. La punctul 17 clădiri publice, doamna secretară, la școala albă. Da. Deci nu vreau să spun. Vedeți dumneavoastră ce scrie acolo, că dacă eu spun, ne facem de rest. Și cu tablă, că nu e tablă. La Caraclău. Și de ce țiglă? Da. O întrebare. Eu personal, acum arat de la primărie, grafic CAPO. CAPO o preda la primărie. Primăria are un drum. Acum, până în agricultorul este drum, din agricultorul și până la mine, încă 600 de metri, nu mă opri. O dispără drumul. Nu dispără, este acolo. M-am mutat la cumata, la cumata avioniță. Păi, nu se poate să cheamă. Păi, duce la Caraclău? Nu. E altul. Vezi că e altul. Păi, drum de exploatare sau nu știu. Deci, vreau să apară în inventarul primăriei drumul complet. Până când putu luat primăria de la postul cea acesta. Că atunci s-a făcut un inventar când s-a predat de la CAPEU la primărie. Uite, drumul este. Uite, drumul este. Uite, la ce se scoate. Drum de exploatare. Drum de exploatare agricolă, satul Bursănești. Da. Și aici se vede că problemă. Nu apare aia de înțeleg. Dar e un bombar, nu știu de câte 50 de metri. Sau drumul de la... El se referă la răspunsul. Păi eu mă refer de la agricultor până la mine. Acolo și nu sunt. Eu mă leagă pe rând. Băi, omule, uite aici, românește scrie. Da, exploatare agricolă din satul Bursănești, din drumul european, de e, plus de e, 5-3. Din Satul Caraclău. Din Satul Caraclău. Și vin de la mine. Păi uite, din 2 în 3. Ascult, vin din curte pe la mine dacă drumul e așa. Și ăsta vine de la Caraclău. Cum să vii? Uite aici, legătura între drumul județean 116. Și se ce e agricultură? Mă, omule, trece prin fața agricultorului, că ești tu. Nu, nea, gheță, din drumul ăla, după ce treci după pod, era un drum la dreapta. Era drumul care venea primăriei. Acolo sunt 200 sau 300 de metri pătrați, în lungime. Care e drum a primăriei. Dar este sau nu este? Eu este drum. Dar nu știu care e. Trebuie să luăm la rând. Că nu o să trebuie să fie cineva care știe numele. Că eu nu mi trec la sfârșit. Spune de e nu știu cât și... Care trece prin fața la agricultorul și ajunge tu mă la mine. Butucarul. O avut acolo, grea. Butucarul a avut ultimul acesta acum nu-i mai. Nu, acum nu-i mai. E un nume. E un nume. Deci e un nume. Până acolo trebuie să fie drum. Da. Este, dar trebuie deci, să trebuie. Vreau să mai aduc la cunoștință că în inventariu să găsesc drumul ăsta, cum se spune, de la punctul vârful Găleanului, odată spre satul Brătești, pe partea de la deal, de acolo, cum spunem noi, Găleanul de sus. Nu l-am regăsit aici, acel drum. Nu aparține comunei noastre, de asta vreau să întreb. Și nu l-am nici la vis-a-vis, care pleacă tot din punctul vârful Găleanului și se duce spre Vișoara, spre Târgu Trotoș. Nu l-am găsit aici. De sau poate a fost descris. Dar vorbind drumul de este de servitut, nu știu dacă. Nu-s de servitut, este drum de exploatare, din câte cunosc. Și mai este un drum de la Codreanu care duce la Caraclău, pe dedesubt. La Bărărie, drumul Bărărie. La Bărărie. Deci drumul Bărărie. Eu m-a ieșit astăzi înainte mea, am discutat acolo, am zis că ca ceva și mi-a zis, măi, dacă aveți ședință, că știi unul. Discută un pic de drumul ăsta să-l dispune cu burdă. Nu îi trebuie balasul, nu îi trebuie nimic. Se poate duce de la Brătești, de de sub, să ducă până la Caraclău. Adică au terenuri pe acolo, ei nu pot să... De la Lupășcioare, nici de la... De gestul de la Dumă Neculai, la Izlazul Comunal. Lăsați chestia asta un
pic pentru diverse. Da. Ca să pot eu să trec toate lipsurile care s-au înregistrat. Mai ziceți o dată dumneavoastră. Deci dumneavoastră de la unde? De la DG116, DG116, vă spun că de acolo pleacă. Doamna Cheșmea, 116. Până în satul Caraclop. Noi trebuie să mergem în teren. Așa pune pe hârtie, uite acum am pus hârtie casa la Pariseu. Ăsta ori vine să ia... Nu apare la stiri, nu are găsit nicio. Că noi votăm niște lucruri care nu s-a primării. La da. Plus construcție, deci mă interesează pe mine la Clodosu. Iar e o greșeală aici. Deci la care poziție? La 15. La clădire publice? Da. Da. Construcție. Deci am văzut că sunt autorizat vecini. Da, am pus pașul Georgescu, da. Deci asta e explicat, da? Da, am pus aici. Și a mai fost o sentință care a fost între parohie, da, care parohie și-a luat terenul și a mai rămas jumătate de teren, din marca de vânzare. De la cum am citit cu terenul ăla, s-a mai întâmplat. Unde? Cu terenul ăla nu s-a mai întâmplat nimic, pentru că m-am spus să repede că ne-am pierdut. Ne-am obligat din stață să-i lăsăm în pace și de altă cheptă nu și de altă cheptă. Nu prea înțeleg treaba, că de ce... Nici nu înțeleg. S-a spus că deci n-a fost la cheptănuș, că n-a fost atacat actul de vânzare cumpărare, dar actul de vânzare cumpărare la Coman a fost atacat. Și a rămas cu... Am în două timpuri proprietate sanatorate. Sanatorate, da. Dar au zis că... Da. Deci trebuie anulat deci din stat. Nu s-a mai realizat decât de instanță. Nu am vrut. Deci noi am conexat dosarele de-a lungul timpului. Nu prin instanța n-a vrut. Primăria n-a vrut să-și ia terenul. Nu instanța. Nu a insistat în sensul ăsta. Dar ce să nu insistăm înseamnă că deci noi nu avem terenul acum, da? Deci singurul teren pe care putem conta este acești 1200. Da, din greșeală până nu i-a cerut și pe ăștia. De asta i-a venit. Îi avem. Că dacă îi cerea și pe ăștia, nici pe ăștia n-ai venit într-un hectar și am mai rămas cu 1.283 de metri. Deci nu este omul care a soluționat instanța un litigiu. Pentru că nu mă pot pune în loc. Da, nu v-am zis, eu am fost la ședință și v-am zis să îngrădiți gardul acolo, ce rămas pământul și a zis, faceți dumneavoastră gard, a făcut proprietarul, care e acum gard. Dacă noi primăria nu știu să facem gard. Eu nu m-am făcut, adică nimic. Mi-a spus verbal. Da, doamnă secretar, eu pot să vă spun punctual unde trebuie refăcut acest inventar, dacă păi doriți. Păi ar trebui da. Să conlucrăm. Cel mai bine așa. Ar trebui să conlucrăm. Deci, în primul rând, de la punctul 1, deci orice drumurile noastre din comună, kilometru 0, de exemplu, la drumul comunal 153 Caraclău, kilometru 0 nu pleacă de, la, de acolo, de la Slobozia, din cartier. Kilometru 0 pleacă de aici, la Rudu Benea. Dumneavoastră ați trecut invers aici, la punctul 1. Așa e trecut în proiect când s-a făcut drumul. Dar deci proprietatea... Eu nu doamna secretară, nu vorbiți doar stați să vă explic proprietatea noastră. Doamna secretară, numai puțin. Noi nu suntem proprietari de sus de la Troiță, de acolo se termină asfaltul, înspre Slobozia. Noi suntem proprietari. Noi aici inventariem bunurile proprietatea primăriei, da? Deci noi suntem proprietari de la... Kilometru 0 de aici, de la DG116, kilometru cred că 7 se termină, plus 200 și ceva de metri acolo. Păi nu-mi treceți mie drumul național 11 Slobozia, Caracou, Bârsănești. Da, este foarte corect. Pentru că drumul de la... Dom'le, nu-i proprietatea noastră. De la stația de autobus până la Bârsănești, nu exista înainte. Dom'le, nu discutăm de stații de autobus, să discut din proprietate. Drumul pleacă de... Dom'le, discut din proprietate de stații de autobus. Dom'le, dar noi nu avem treabă cu nimeni. Noi discutăm de proprietatea comunei. Noi nu discutăm de altceva. Acolo, îmi dați voie să vă răspund, sunt niște date pur tehnice stabilite de constructor când a venit și a făcut... Doamna secretară, când s-a făcut, dar lăsați-mă puțin să vă spun. Deci s-a făcut inițial proiectul pentru asfaltare, prin modernizarea, prin asfaltarea DG153, da. Iar toate datele tehnice sunt luate din proiect și de la constructor. Drumul comunal, mai repet o dată, drumul comunal 153... Nu puteam 150, eu să scriu doamna, astfel decât era... Deci drumul comunal 153, într-adevăr, duce până în cartierul Belci. Drumul comunal 153. Dar proprietatea noastră, terenul nostru, se termină la Troiță. Domnul Miron, dar e Caraclău Bârsănești. Deci rețineți... Nu, dar trebuie făcut invers. Bârsănești Caraclău trebuie corectat. Dar e tot aia. Nu chiar tot aia. Deci eu vă repet încă o dată.
nu, stați un pic, domnul, vă rog până am terminat. Deci, domn președinte, vă rog frumos, n-am terminat. Deci, spuneți-mi, deci, câți kilometri are domnul Gabriel? 7 kilometri, da. Uitați, doamna secretară, la elementele de identificare ne-ați trecut kilometrul 9 plus 265 de metri și noi avem numai 7 kilometri. Cum deci, așa a scris proiectantul și așa pe proiectul ăsta a mers. Domnul, deci noi ne ducem până Slobozia. Ia uitați-vă un pic dacă sunteți atenți. 2 plus 285 minus 9. De nu există, deci nu, nu-i cu minus. Minus dar este alt kilometru. Minus 9. Astea sunt datele proiectantului. Deci, este greșit punctul 1. Este greșit punctul 5. Drumul... Deci, nu vă puteți pronunța dumneavoastră care nu aveți pregătirea proiectantului și proiectul i-a luat de acolo. Deci noi avem proprietate până la... La kilometru 9,5. Aia înseamnă liniuță, nu-i minus. Aia la kilometru 9, domnule, că aveți 7 kilometri de asfalt. Dar atât avem proprietate, 7 kilometri. O lăsatăm noi. Deci noi, drumul, de ce o să zicem? Uite, el e trecut tot. Dacă vă uitați pe hartă, de ce e trecut? Da, așa este. Dar proprietatea primăriei Bârsănești este de la Botar. Deci până în DG106. Așa este, de la DG106 până în Hotar. Atât e proprietatea, asta vreau să vă spun, atât e proprietatea noastră. Păi dar ce a făcut alta afirmație? Da. Dar el ca corectură la locul... El ca DG153 este trecut la Denemușă. Da, corect, așa este, așa spus și eu. Păi și ce greșeală vedeți dumneavoastră în faptul că este... Ca suprafață este 7,5, ca atât are. Atâta vreme cât e trecut în pâncinea de 7,5. Dumneavoastră mi-ați trecut elementul de identificare invers. Drumul trebuia pornit de aici, de la DG106. Nu. Deci în API este kilometru 0, este trecut la Botan. V-a adus proiectul de constructor care e făcut. Eu știu și eu de aici. Kilometru 0 este trecut la Botan. Uitați-vă, la elemente identificate. Kilometru 9 unde este? Kilometru? Dar nu știu dacă are 9. Păi uitați-vă că scrie aici. 9 plus 265 de metri. Unde este kilometru? Dar spune destul de clar românește. Sunt 2 km 285 de la Slobozie până unde începe asfaltul. Asta reprezintă. Iar 9 km 265 sunt cei asfaltați, de la Hotar, de acolo, de la Troiță, până aici la Bârsănești. Doamne, noi aici discutăm, nu discutăm de asfaltat, noi discutăm de o proprietate. Păi da, ei, ei, uita, mă, dar e limpede de clar. Da, exact. Da. Deci, ei sunt 11 km 600. Păi, da, 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 având în vedere că noi avem un proiect de ordinea de zi aprobat deja privind modernizarea drumurilor locale. Propun, dacă sunteți de acord să aprobăm inventarul la cele 4 drumuri care sunt la poziția 7, 18, 9 și 22 și întocmirea unei comisii de specialitate din aparatul de specialitate a domnului primar să refacă tot inventarul a comunei Bârsănești. Domnul președinte, comisia aia există, că altfel nu se putea face inventarul dacă nu există. Inventarul a fost făcut cândva. Eu propun întocmirea unei comisii noi. Dar stați, domnul, puțin, dar noi nu putem acum să extragem aici strict numai cele 4 drumuri, să zicem. Când avem proiect de hotărâri, trebuie să facem ceva cu el. Atunci, exact cum zice și dânsul, retragem din pe ordine de zi, facem un nou proiect. Face proiectul în întregime. Doar să inițiem un proiect de hotărâre strict pe cele 4. Da, asta nu. Mergem înainte restul proiectului. Deci, inițiem un nou proiect din cele 4 puncte. Și restul... Din punct de vedere procedural, să retrage proiectul sau să votează propunerile care au fost făcute. Nu, că sunt foarte multe modificări. Eu zic că se votează propunerile făcute. Deci, ori să retrage. Deci, după dată, domnul președinte, vă spun, noi avem proiect de hotărâri care este stabilite niște sarcini acolo. Nu putem să extragem ce vrem noi de acolo. Păi nu, se retrage. Ori retragem tot proiectul și se reface sau să vine cu alt proiect cu cele 4 drumuri. Păi asta e cea mai corect. Ori să votează propunerile. După ce se face cadastru. Celălalt, după
ce se face raport de evaluare. Corect. Da, da, vedeți dumneavoastră că aveți un termen la 31 decembrie care este obligatoriu inventarierea patrimoniului și oricum vă cere inventarierea. Și v-am spus. Asta, deci asta oricum vă cere. Asta și intenționăm să facem. Da, deci asta e obligatoriu, este amenzile foarte mari dacă nu există, că doar știi. Da. Proiectul de hotărâre în sine spune că este obligația ca trebuia făcută inventarierea anuală a anului 2017 și ne-ați prezentat-o azi. Acum când încercăm să scoatem niște proiecte și încercăm să acoperim altele, alte nereguli, nu este în regulă, vă spun eu. Continuați. Oricum ar fi când veniți, când veți veni cu acel proiect, să știți că cu aceleași propuneri vin. Păi nu. Mie deci trebuie să ne, nouă trebuie să ne justificați acel teren care este ocupat abuziv și la fel trebuie să ne justificați unde sunt materiale de la Școala Brătești. Asta trebuie să ne justificați. Asta să vedem dacă nu cumva e o eroare de redactare, să nu uităm în contabilitate. Avem o, probabil avem, cred că și un dosar cu toate, cu toate ce s-a construit și cu toate materialele care s-au alocat. Cred că există și așa ceva. Știți, există la momentul la în care deci, patrimoniul primăriei a intrat în baza unor documente. Și să se verifice documentele alea. Da, iar care este indignantă, situație indignantă. Probabil ceilalți consilieri care sunteți cu mandate mai vechi, l-ați votat anual până acum. Ce? De nu, 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 nu. Atunci, dacă nu s-a votat, înseamnă că... Nu s-a votat anual. Nu, nu. Înseamnă că trebuie să... În 2016, în mai acum. Părerea mea este să continuați unde ați mai găsit nereguli. Ca să poată, să da. Putem ajuta dacă și... mi se dă voie să spun punctele unde s-a greșit, dacă mi se dă voie, că pe nu pot comenta. Pe asta am spus, păi da, dar nu pot să expun că văd că ceilalți posibil nu-mi dă voie. Era vorba despre drumul de la Caraclau. Dar sunt mai multe drumuri. Nu, mergem mai departe. Discuția se extinde asupra mai multe drumuri. Să o facem de așa manieră în calcul, că lucrurile se apară așa cum trebuie să apară. Asta am vrut să spun, dar să identificăm corect în teren. Bun, ne uităm și la bordul de evaluare, ne uităm peste tot. Uitați, la punctul 5 de exemplu, la punctul 5 de exemplu din ăsta, tot la drumul, tot pe prima pagină. Da, tot pe prima pagină. Uitați, la drumul comunal 158, a trecut ca punct de reper drumul județean 116 km 7. Observați? Da. La a treia rubrică. Da, da, da. De fapt, în realitate, este kilometru 8 plus 500 de metri. Dar astea s-au măsurat la... Sunt date tehnice pe care eu nu le vedeam. Da, elementele de identificare care, uitați așa. Le-am luat dintr-o documentație. Lăsați, dacă mă lăsați să vă explic, pot, dacă nu pot să vă explic. Și dacă vreți să le corectăm și să ne raportăm la ce este... Da, dar știți ce se întâmplă? Noi dacă aici le corectăm, Domnul președinte, o comisie poate să adopte un proiect sau nu, celelalte comisii pot să-l adopte sau nu, să le voteze împotrivă. Nu, nu-i corect așa, tot în cadrul Consiliului trebuie să adopte. Păi, dar după ce facem toată mișcarea asta, deci, ce propune o comisie X, nu înseamnă că va vota și celelalte două comisii sau 5 sau 10. Comisia respectivă face toate modificările, luăm, scoatem de la contabilitate tot. Ce este? Da, vedem ce greșeli sunt în el. Nu sunt de atâta timp scoase. De primărie, comisia. Aici nu mai este treaba noastră. Bine, dar unde sunt chestii poate care... Poate constata simplu, deci noi... poate constata și vizual de către noi. Da. E atât de complicat și da, nu trebuie să știți specializări. Există o comisie de inventariere... Comisia există, dar comisia asta niciodată nu a fost. Cum vine primarul ăsta, eu cu școala și tot așa... Nu, Consiliul Local își însușește inventarul. Dacă l-a votat Consiliul Local, așa rămâne. Adică castanele a primarul actual. Nu le ia niciun primar. Pentru ce să ia castane de primar? Facem treaba, că auzi așa, asta e. Nu l-a verificat nimeni până acum. Și dacă nu era cu drumurile astea, nu l-a verificat mai bine trei primar și tot așa. Da, și tare sigur la tine. Deci, da, să nu votez, și eu votez. Scoți ieri și eu chiar dacă zici, nu am votat și eu. Asta e situația. Mai să nu ne facem în felul următor. Mai spuneți-mi o dată propunerile dumneavoastră, ca să le putem nota ca lumea. Da, prima propunere și așa să văd că este de unanim acord. Am zis să se refacă, să se retrimită proiectul la compartimentul care a primit acest așa și să revină cu un alt proiect. Apoi la situația faptică cu problema drumurilor ca să scăpăm de proiectul ăsta. Să extrage. Da, l-am propus, dar o zic așa ca și o opinie. Puteți să extrageți de acolo așa și faceți un alt proiect. Facem un inventar. Facem
Raportul ăla deja trebuie retrimis și refăcut. Retragem pe ordinea de zi pe asta. Inițiatorul are cuvântul la asta. Domn primar. Facem pe alea patru drumuri care sunt. Care au cadastru pe care au cadastru pe patru. Și după aia... Care nu se poate desfășura. Astea trebuie să se pune în documentare. Cu expert. Știți asta. Dar aici, cu corecturile astea... Alea sunt, da, niște scăpări. Și în viitoare unei comisii specializate să facă inventarul. Păi, dar este necesar. Să fie. Da. Spune-mi cum este special. Deci și la când se face prima dată. Cine este de acord să retragem proiectul de viață? Dar nu noi, inițiatorul poate să vădă la asta, nu trebuie să vădă. Îl retragem și lăsăm punctele alea patru. Nu, noi facem ce le facem. Le facem, corectul. Da, și lăsăm alea patru puncte. Care este urgent, aia este o condiție extraordinară. Poate trece proiectul ăla. Deci nu e nicio problemă. Luni putem nu face... Dar nu avem timp noi să ne... aveți timp, doamnă, să faceți... Luni, marți. Păi trebuie făcut. Că... Păi da, ca să stabilim exact, ne facem ședința tot acum. Marți, pe 31, ca să facă doamna luni și noi știm de pe acum, ca să nu mai mai degrabă. Marți la 4. Marți la 4, venim pentru proiectul ăsta și gata. Deci procedați tot așa, doamna secretară, cum să anunțați pe toți, ca să știi că trebuie făcută chestia, cum vă zic, și scriptică, nu numai hotărât aici în consiliu. Trebuie să anunțați pe toți că se va face ședință, faceți iar ordine de zi. Dar trebuie urmați pașii ăștia, doamna. Păi, măi, trebuie urmați pașii ăștia, trebuie făcut proiect de hotărâre, trebuie adus. Da, dar pare ceva mai urgent și nu mai face, dar vreau până marți. Da, știți de asta, eu trebuie urmați pașii ăștia tot la fel, cum ai fi o ședință. Dar nu e o problemă, dacă nu ne dăm până marți, putem să o facem și miercuri. Noi, ca să putem, probleme, de asta. Până la sfârșitul săptămânii viitoare, să trecem către oficiul de către cadastru, către firma de cadastru, hotărârea, ca ei să, și la OCPI o ține cam aproape o lună până să dă viza. Și știu, dacă se presupune în contractul de finanțare, spun ăștia că în 2-3 săptămâni s-ar putea să fie de la semnat. Nu am văzut treaba asta, se gândește și domnul primar când face și. Ideea este ca să înțelegem cu toții. Deci, practic, eu am avut de adus în discuții, nu problema acestor drumuri. Eu sunt de acord cu ele și doresc să se facă peste tot, nu acolo. Vrem să facă comuna. Problema, v-a zis, să ne confruntați cu acel imobil construit, neautorizat, am înțeles, pe terenul primării și la fel trebuie să aveți și cu gardul ăla de la Prăteș la școală. Trebuie stabilit. Nu, dar acum cu gardul SIU, restul se pot contabilitatea să găsește exact ce se pot face. Da, dați-mi o soluție sau o sugestie dumneavoastră. Spuneți să se clarifice situația terenului. Păi dacă există sentința judecătorească care spune că proprietarul construcției este obligat să știlice construcția. Nu a făcut absolut nimeni de-a lungul timpului din conducerea primăriei niciun demers vis-a-vis de băi, intrăm cu burdezul că asta e situația, tu n-ai casă aici, terenul e al nostru, tu te muți mai la vale, mai la deal unde găsești. Cine își asumă răspunderea? Cine își asumă răspunderea să-l treacă la inventar pe acel teren? Cine își asumă răspunderea și nu corespunde faptic în teren? Cine își asumă răspunderea asta? Vă asumați dumneavoastră? Deci, conform sentinței, terenul... Vă spun eu ce-și cu sentința. Știți care e sintagma care începe o ședință? Spune așa, noi, președintele României, rugăm să se ducă la îndeplinirii sentința cu tare, da? Așa spune, așa e sintagma când se dă o sentință, doamnă secretară. Conducerea primării, dați-mi voi, conducerea primării, lăsați-mă un pic, vă rog. Deci conducerea primării, exact, executarea silită. Așa spune că atunci când nu se execută de bună voie, se execută silit. Are termen prin care conducerea primăriei trebuia să facă, să defacă demersurile ca să aducă executorii judecătoresc. Să vă arăt sentința. Da. Da, bine să o vedeți. Este în favoarea primăriei Bârsănești? Da, dar nu și atunci de ce nu se pune în executare? Păi, dar nu mă întrebați pe mine, că sentința e în anii 90. Sunteți jurist, nu? Da, domnule, dar nu puteam eu să iau decizia, Stanciu, Radu, ieși afară din satul Bârsănești. Mai avem 2-3 ani, dacă nu mă înșel așa, și intervine prescripția achizitivă sau să te mai cheamă unsul cateunea. Și o ia efectiv cu acte în regulă. O ia cu acte în regulă, nu-i poate imputa nimeni rea o credință. Știți lucrul ăsta din punct de vedere juridic? Știm, dar cine este conducătorul unei primării? Este primarul comunei, dar toate documentele redactează juristul comunei care este secretarul comunei. Bine, dar nu-mi explica mie lucrurile astea pe care le știe toată lumea. Nu, dumneata ce ai fi făcut? Aș fi pus în executare sentința. Dumneavoastră? Da.
Aș fi făcut a primarului și a secretarului. A primarului și a secretarului. Pentru asta trebuia ca primarul să vrea. Nu credeți? Atunci, pentru că situația asta s-a știut. Corect. Vă dau dreptate, poate. Nu vă dau. Vă înțeleg. Atunci suntem în două situații. Abuz în serviciu sau corupție. Atât. Că altă situație nu este. Este abuz în serviciu sau corupție. Nu atât. Era treaba mea să fac asemenea. Nu știu. Lucruri. Dar nici pe mine nu mă pune să-și așez sau vot, pentru că nu este nereal. Amestecați lucrurile și sunteți... Nici eu nu pot să dau vot pe o chestie. Hai, mergem la următorul. Dar facem tot ceva. Îl dăm afară din... Îl dăm și de volan. Da, trebuie să ridicăm construcția, nu? Trebuie să urmați sentința de judecată cum e stabilită în ea. Așa trebuie să urmați. Întrebați-o pe doamna Oancea Paulina, care l-a dat în judecată. Pe cum adică să nu te interesezi? Dacă ea l-a dat în judecată pe Stanciu și n-a pus în executare dispozitivul sentinței, e vinovat banii, e vinovat genul, e vinovat vicele, e vinovat cinică. Și o lăsăm așa. Probabil că nu s-a vrut până la urmă a se ajunge până la urmă. Haideți că eu am înțeles. Domnul primar, a retras proiectul acum. Domnul președinte, o să trecem la proiectul numărul 2. O să aibă în vedere întocmirea unei comisii de specialitate și pentru refacerea inventarului. Da, cel mare. Și după, cel mare. Da, da. După refacerea inventarului, vom stabili măsurile necesare. Cum se mai? Nu mai știu cum să mă gândesc. Sunt tocmească dânsul o comisie de specialitate care se refacă tot din ăsta. Da, așa. Și în urma... Și după ce se face tot inventarul, facem pașii următori pentru a fi dezbătut și a adoptat în posibil caz. Da, da. Și în cazul terenului de față, vom vedea ce măsuri se pot lua. Păi ia domnul președinte, ia domnul președinte, ia domnul președinte. Păi nu, nu o să mai apară. Păi cine face inventarul, o să găsească spațiul lipsă. Din cauza ca să construiți teren. Spațiul lipsă? Teren lipsă. Cum adică îi cedăm așa terenul? Păi nu. Este, dar o să constate comisia de inventarie. Atunci, să facem cedăm de lipsă. Da, 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 da. Este o idee. Este o idee. Comisia constată teren lipsă. Din ce cauză? X s-a construit fără autorizație. Și atunci, ce spune hotărârea de la tribunal? Demolare. Avem o sentință. Domnul primar, conducerea președinte. Domnul președinte, avem sentință civilă. Nu, dar doamna secretar, juridic. Există o portiță ca omul ăsta să ia o casă sau să întâmple ceva cu terenul de acolo? Ca să ieșim noi, vă va curată. Cum a luat și Mihai Enervu, cum a luat el în concesiune? Dar nu contează, nu vrea nimeni să ieși omului casă. Plătiște-o taxa. Nu vrea nimeni. Asta nu vrea nimeni. Asta nu vrea nimeni. Și gata, cu sotul așa. Păi, mă rog, găsiți modalitate. Cum o să demolezi? Juridic luat. Da. Nu știi. Atâta este. Ori demolare, ori concepție. Nu stabiliți în sentință ce trebuie făcut. Scrie în sentință. Eu nu am văzut, nu am. În sentință scrie ce trebuie făcut. Aia este situația juridică care se poate face. Nimeni nu poate face altceva decât ce după ce cea nu se prescrie, în jurul nu, nu se prescrie sentința. Sentința nu se prescrie. O să prescrie. Dar ce să prescrie? Dar nici să trebuie în casă. Nici trebuie. Nu să prescrie. Deci, puteți să prescripție. A, vorbeam de o prescripție după aceeași cazitivă. Adică, proprietarul care a construit acolo, după 30 de ani, poate să-și însușească imobilul fără să-i se împute reaua credință dacă nu a fost tulburat de nimeni în posesie. Așa spune legea. După atâtea la 30 de ani. Și dacă așteptăm 30 de ani, o ia fără probleme și sănătate. Nici nu vreau să fiu desemată. Se vrea de către cineva să se întâmple o asemenea minune. Dar putem să punem la voi să vedem ce pădează. Hai să-i dăm o plasă. Păi, mica să vrea, nu stau aici. Hai de unde era? 3 de ani. Sper să nu vrea nimic. După ce va fi efectuat inventarul, o să găsim o modalitate să fie genul. Haideți să trecem la, la punctul 2, vă rog, gata. Da. Dau ce deci proiect de hotărâre pentru aprobarea normativului propriu de cheltuieli privind consumul de carburanți pentru autoturismul Dacia Duster aflat în patrimoniul primăriei Comunei Băsănești, inițiator domnul Gelon Botezatul, primarul Comunei Băsănești. Da, aici ca și la, nu știu ce hotărâre a fost acum, nu am o condiție și numărul.
legal trebuie să stabilim o cotă. Cât e consumul ei la kilometru? Consumul ei e cam în jur de 7-7,5. Dar 7, punem că... 7,8. Da. Dar noi am calculat așa cât am rulat cu ea de când o avem, avem 4.000 de kilometri. Am zis că undeva 250 ne-am încadrat pe lună. Fără probleme. Nu-i da, putem pune 500, nu e nicio problemă, dar noi am zis să nu sărim nici calul, să fiu... Adică trebuie să iei calcul, poate să apară calamități, pentru că să nu o tălmă. Nu, nu, stați așa, deci în problema când apar calamitățile, când apar situații de urgență, atunci se ia din alte fonduri motorile pentru ea, când nu folosim pentru situații de urgență. Da. Deci, ea ce este aici, este pentru deservirea serviciilor primării. Discuții pe marginea acestui? Nu. Mai un singur lucru care aș fi vrut să aduc în recunoștința noastră, că, deci documentația tehnică a mașinii, știți, că mai avem încă două mașini, din câte cunosc la proiectele vechi, am aprobat da, 200 de litri. 200 am aprobat la cele două mașini 200, mici, așa, în total 3 sunt la an, se strâng undeva la vreo, dacă am calculat eu bine, vreo 7.000 de litri, cam așa să... Dar nu la, să la, noi am pus... Știu, am văzut că da. se face referire în proiect, da. Că dacă nu se consumă într-o lună, se reportează ca la finalul anului să se încadreze în acel consum. Am văzut da. Lucrul ăsta, da. Da, am văzut lucrul ăsta. S-a reportat vreodată? Păi s-a reportat vreodată? Păi dar nu are ce să reporteze, că noi nu depășim cantitatea lunară. De 200 de litri. Adică se consumă cantitatea. Nu trebuie felul următor. Cât e hotărârea de consiliu local? 200 litri. Tu trebuie să încadrezi în 200 litri. Păi eu am întrebat, s-a reportat vreodată, dar nu se spune nici că... Care rezervă acolo? Nu, 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 a, da. Ca să vedem parametrii de consum, parametrii de rezervare, știți, ca să ne dăm seama și de cum se zice. Și păi, parcurs trebuie... Da, deci, dar să ne-au verificat, băieții, nu? Să ne-au verificat. Eu nu încerc să verificăm. Alte discuții? Eu propun să fie 300 de litri pentru ca să nu cădeți în latura aia la mea. Dacă poți să-l aportează la urmă, dar ce să-ți dai mai mult să-l aportează? Eu consum ce se întâmplă? Dacă o rândezele consum 300 de litri, dar nu se consumă, vă spun, deci din experiență că am nici logam, nici nimic, n-am consumat niciodată mai mult de 200 de litri. Bun, așa, domnului, faceți propunere, cam cât 250 rămâne, eu așa zic, acum nu doriți. Pun aprobarea proiectului în forma prezentată. Cine este pentru? Împotriva, abțineți. Trecem la proiectul numărul 3. Dau cuvântul din proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de înregistrare a vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înmatricularei, inițiator domnul botezat de primarul comun. Da, aici câteva... În conformitate cu prevederile articolului 14 aliniatul 1 din ordonanța de urgență a Guvernului 195 de 2002. Circulația pe drumurile publice republicată aprobată prin legea 49/2006, tramvaile, trolebuzele, buzele, mopedele, mașinile și utilajele autopropulsate utilizate în lucrări de construcții agricole, forestiere, tractoare, care nu se supun înmatriculării, se înregistrează de către consiliile locale care țină și evidența acestora. De asemenea, în conformitate cu prevederile articolului 23 alineatul 3 din Ordinul Ministrului Administrațiilor și Internelor, numărul 1501/2006, Consiliul al Comunei Bârsănești are atribuțiune în stabilirea prin hotărâre a procedurii de înregistrare și radiere a vehiculelor. Se stabilește că înregistrarea și radierea vehiculelor din categoria mopede, mașini și utilaje autopropulsate utilizate în lucrări de construcție agricole și tractoare care nu se supun articulării, ale căror proprietari, persoane fizice sau juridice au domiciliu în
sau sediul în comuna Bursănești să se efectueze către compartimentul colectare impozite și taxe locale din cadrul primăriei comunei Bursănești. Pentru activitatea de eliberare a certificatelor de înregistrare, propunem instituirea unui tarif de înregistrare vehicul pentru care nu există obligativitatea matriculării în cuantum de 72 de lei. Acest tarif se va încasa de la persoanele fizice și juridice care solicită înregistrarea unui vehicul. Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Administrațiilor și Internelor, numărul 1501 din 2006, privind procedura înmatriculării, înregistrării, radiere și eliberării autorizației de circulație provizorii sau pentru probe a vehiculor, propune spre aprobarea Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat. Asta-i cu regional de discutăm. Da. Aici așa sunt multe. Deci... S-a trimis ca să studieze, nu? Da. Material. Dacă stai să citești toată programul asta de-a... Să mă zic pe scurt. Marți. Deci, propun. Da. Se stabilește că înregistrarea și radierea vehiculelor din categoria mopede, mașini și utilaje autopropulsate, utilizate în lucrări de construcții, agricole, forestiere, tractoare, care nu se supun înmatriculării ale căror proprietari, persoane fizice sau juridice, au domiciliat sau au sediu în comuna Bursănești, să se efectueze de către compartimentul colectare impozite și taxe locale de cadrul primăriei comunei Bursănești. 2. Se aprobă procedura de înregistrare în evidență și radiere a vehiculelor din categoria celor prevăzute la articolul 1, conform anexei numărul 1, care face parte integrantă din prezența hotărârii. Se stabilește tariful pentru înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligativitatea matriculării în cuantum de 72 de lei. Suma percepută cu titlul de tarif se face venit la bugetul local. Pentru vehiculele aflate în patrimoniul comunei Bursănești nu se plătește tariful stabilit la articolul 3. Constatarea și sancționarea contravențiilor se vor face de către persoanele împuternicite prin dispoziția primarului comunei Bursănești în termen de 48 de ore. Contravenientul poate achita jumătate de minimul amenzii. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către compartimentul colectare impozite și taxe locale. Prezenta va fi comunicată primarul comunei Bursănești, compartimentul colectare impozite și taxe locale și instituție prefectul județului Bacău. Discuții? Eu mă înscriu la discuții. Spuneți-mă. Încep? Da. Da. Deci vreau să amendez articolul 8 din proiect. Efectiv, la înregistrarea vehiculor se face pe baza următoarelor documente. Este corect toate cele prezentate aici. Numai un singur lucru este de menționat. Dacă am văzut bine aici. Era vorba despre actul de proprietate încheiat în formă autentică, adică în fața notarului, dar vedeți cum o văd acum. Deci, înregistrarea vehicul, cererea de înregistrare, nu, actul de proprietate, nu, contractul de vânzare, cumpărare, pardon, încerc, nu l-am acum în față ca să văd. Deci actul de proprietate. Ba da, l-am găsit, uitați, litera B, actul de proprietate, la litera B, spune așa. Care poate fi factura, act de vânzare, cumpărare, cu autentificare notarială. M-am interesat la serviciu în matriculă. Nu trebuie încheiat în formă autentică bunurile mobile, deci contractul de vânzare nu trebuie încheiat în formă autentică pentru bunurile mobile. Deci când vindeți o mașină, nu vedeți... Nu trebuie, nu-i condiție. Atât, singura condiție care se cere când vehiculul provine din străinătate, trebuie să întocmite formalitățile vamale. Doar atât. Vamale, traducere? Nu, de spune așa, în original sau copie certificată. Aia trebuie certificată la notar, dar documentele vamale, doar atât, când proveniența autovehiculului este din străinătate. În rest, nu trebuie să această condiție. Și nu este corect să o trecem aici, pentru că noi vom purta oamenii pe drumuri, să ducă pe la notar, să ducă nu știu pe unde, să plătească taxe și așa, și nu sunt condiții. Dacă v-ați interesat și nu trebuie, nu trebuie, tăiați. Nu, dar așa este. Deci așa este. Factura, de vânzare, cumpărare... Deci fără autentificare, autentificare la notar. Da. Dar declarația pe care trebuie autentificată notarial. Declarația, nu știu, în ce constă acea declarație? De exemplu, să vină un tractor fără factură și atunci el dă o declarație, din punctul meu de vedere, sau în
codul rutier nu prevede nici această condiție. Păi, dar codul rutier nu se poate matricula fără contactul. Adică la necesare se poate face fără declarație. Dacă aveți dumneavoastră o metodologie în sensul ăsta, da, sunt de acord. Dar dacă nu există o metodologie cu condiția asta, trebuie înlăturată și această condiție. Dar problema e că sunt, v-a spus, orice ăsta are o metodologie, vă spun. Tractorul de la Dăbutrotul, să presupunem că l-a adus omul din afară, nu are niciun act. Omul ăsta îl cumpără, nu-i vinovat. Păi, nu m-ați înțeles, acum am spus, dar el nu trece granița. A fost adus mai dincolo și s-a pierdut actul. Și poate să dea o declarație. Dar sunt foarte multe. Da, deci am spus. Am spus. Tractorul luat de la CAP. Deci, nu, haideți să... Nu, domnul Vici, numai puțin, domnul Vici, deci, dacă există această metodologie stabilită undeva, da, domnule, mergem pe ea. Dar dacă nu-i stabilită o metodologie în sensul ăsta, haideți să, noi, să o introducem noi că nu știu ce. Că noi trebuie, deci dacă... Dar nu sunt eu obligat să justific tractorul lui. Îl justifică cel care îl aduce. Nu eu trebuie să-l justific. Da, nu știu, aici... Nu, dar am zis, deci am spus, dacă există metodologie și ceri lucrul ăsta, facem așa. Da, ca să nu punem omul pe drum. Să nu punem omul pe drum. Că Doamne ferește, presupunem varianta aia la altă. Vini, i-a fost curat, vini, bă, dar tu de ce nu ai înregistrat? Nici măcar o declarație pe punctul lor curat nu ai luat. Așa vine cu declarația, dar domnule, nu mai răspunde primăria. Nu vine, ți-asum răspunderea că nu l-ai furat. La revedere, pe mine nu mă interesează. Sunt de acord, dar dacă am spus încă o dată, dacă există metodologie, o facem. Dacă nu există metodologie în sensul ăsta, haide să nu mai introducem, că ăsta e taxă suplimentară pentru om. Trebuie să duc la un notar și spui la... Vă dați seama, gândiți-vă cât iau un notar ca să-l autentifice sau nu știu ce. Mai e o variantă, omul din comunitate spune, bă, da, n-am factură, scrie el așa. Așa? Trimițându-l la notar, se duce și caută factura și vine. Noi avem condițiile de înregistrare conform codului rutier. Dacă se încadrează în documentele, se înregistrează, dacă nu face ce vrea cu el. Clar. Că și mașina care nu se poate înmatricula pe drumurile publice, din punct de vedere al identificării, așa spune în codul rutier, nu acceptă la înregistrare. Corect, da. Sănătate. Dacă, de asta am zis, dacă există condiții, o trebuie, facem așa, dacă nu există, hai să spunem, producem noi. Da. Deci actul de vânzare fără obligativitatea autenticării, dar declarația pe drumul răspundere trebuie să fie notariată. Eu nu mi-asum această răspundere și atunci nu mai... Da. Propuneți, eu am zis, v-a dat... Are altă forță juridică o declarație, nu? Și mie nu-i spun. Și mie nu-i spun că dacă e așa. E vorba de un vehicul, cum este? Nu cunosc. Dar am dat o declarație. Și răspund el. Atât timp cât el scrie nebuneaua la notar, răspund el. Sau nu e furat, nu e furat, nu răspunde. Da, am de discutit. Deci asta este, da? Da. Am amendat articolul 8 din litera B. Am înțeles. Cu mențiunea respectivă. Supuneți-o la vot, domnul președinte, vă rog. Supune modificare. Supune modificare la vot. A celor mai mult. Cine este pentru? Deci sunteți de acord că actele de înstrăinare să nu aibă obligativitatea autenticării. Dar la declarații nu mă declarat, nu declarația nu mă pronunță. Aia nu mai rămâne. Declarația rămâne, da. Deci cu amendamentul. Răspunde eu, dacă nu fără. Articolul 8, litera B, teza 1. Haide să o facem și așa. Da, pentru că am făcut-o. Exact juridic. Articolul 8, litera B, teza 1. Deci s-a aprobat. Fără obligativitate, am zis de 3 ori. La vot proiect. Și acum în întregime regulamentul. Facem proiect cu modificarea. Exact. Cine este pentru? Abținere. Trecem la numărul 4. Proiect de hotărâre pentru revocarea hotărârii Consiliului Local Bârsănești, numărul 53 din 28.09.2017, privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice, altele decât cele de alimentare cu apă potabilă și de canalizare. Articolul 1. Se revocă hotărârea Consiliului Local Bârsănești, numărul 53 din 28.09.2017, privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice, altele decât cele de alimentare cu apă potabilă și de canalizare, motivat de faptul că SC, Compania Regională de Apă Bacău, ESA, a solicitat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău returnarea ultimelor acte adiționale la contractul de delegare a gestiunii serviciului de apă și canalizare, urmând ca acestea să fie realizate, reanalizate, renumerate, după caz și eventual repuse în atenție Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Articolul 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, pe ADIB,
instituție prefectului Bacău, primarul comunei Bârsănești și va fi adusă la conștiință publică în condițiile legii. Da, asta e în baza adresei trimise de la unitate, de la ADIP, care sună cam așa, având a... Dar le-am transmis-o. A, de asta am le-am transmis-o, da. Dacă nu știți ce sunteți de acord, să punem la vot, dar nu suntem discutit? O cum se revocă. Da. Cine este de acord? Da. Trecem la numărul 5 la diverse. O luăm într-o ordine aleatorie sau o luăm dintr-un capăt? La nepoțiție. Ce mai luați ușor la capăt de vot? Mai luați ușor la capăt. Da, domnul consilier. Legătorul cu drumul de la Saracu odată, tot vrea să se facă, deci ați început de mersuri pentru predarea de la firma Paco. N-am început nici de mers, că conform noi legii care au apărut în 2015, nu știu exact numărul, orice drum care s-a terminat și are o vechime de 8 ani și n-a fost recepționat final, nu mai e, nu se mai face recepția, va trebui căutat un expert, care expertul îi va da soluția și abia după aia se ia măsură. Problema e că pe dată noi să punem expertul până în decembrie, nu avem cum, că nu mai sunt bani. După bugetul de la anul, adică după 5 ianuarie, 20 ianuarie, când o să vină nou buget, o să căutăm un expert. O să vină expertul să-i dea soluția. Dea soluția, după aceea da. Da. Face în baza aia, se poate face de general, să face un nou proiect. Proiect pentru, pentru refacerea. Refacere și da. Să aveți în vedere da. Să când faci statul pentru ăla, să faceți și ăla și pentru interiorul la statul albine. Deci e pentru asfaltarea acolo pe interior, când faceți pentru drumul Paraclou, faceți pentru și pentru o să hotărăm, o să decidem. Să fac și acolo, să fac și la albine ceva, deci. Da, da. Deci pe perioada iernii, deci până prin aprilie, așa, să facem cumva. Deci, eu aș merge la albine pe varianta podului prima dată. Să, faci, să facem podul, că degeaba facem asfaltul dacă podul e ca el. Graha v-am trimis-o. Și podurile cred că trebuie intervenite la două. Asta de jos de la pol. Am văzut pe partea stângă, de fapt dreapta, când te uiți. De așa apa mare un pic și trece în spatele lui. Trebuie de colmatat. Trebuie de colmatat, rendiguit. Nu știu. A vede cine vine și face. Cine vede, expertul își va da la un pol. Va da care este cu cadă. Da, de acolo eu, dar la celălalt, eu în apărătoare cu picior, la celălalt e ceva. Bănuiesc că o intervenție la poturile astea nu o să coste atâta de mult încât să rămâne numai cu consolidarea poturilor. Începem cu ele, am vrut să zic. Noi totuși sperăm că din banii aia poate să se refacă asfaltul și să facă și pe interior la satul Albelei ceva asfalt. Da, nu știm cât o să poste ăsta, nu știm cât o să poste podurile, abia după aia vedem. După ce vine expertul și le evaluează, atunci ne dăm seama și putem face. Problema era să se facă și la Caraclou și la Albele, nu să ne trezăm că nu a ajuns banii, s-o făcut la Caraclou, a ajuns banii, la Albele nu mai face nimic. În sensul ăsta am zis eu. După ce vine bugetul, perioada de fric, poți zicem până mai, comandăm documentații și da. Se înceapă din mare? Proiect, nu sunt proiectare. După ce vine bugetul, să primim în primul semestru niște bani. În primul semestru bani pentru proiectare. După ce vine bugetul prima dată, este iar tuși cadastru. Bani, da. Are de proiectare. Nu se mai face nimic fără cadastru. Da, sperăm că până la tot timpul cal să facem proiectarea. Să ajungem la... La licitație. Să putem face ceva la anul. Da, deci asta. Pasul, după ce facem bugetul la anul, ne apucăm de treabă. Eu. Intru eu la rând? Da. Așa, deci legatul de inventarul patrimoniului.
Și legătura am avea noi Bârsănești cu drumul forestier de 209 Sărățel Comunalității. L-au transferat dumnealor, regia autonomă. Cât cade pe Comunalității. Da, dar mi l-au dat nouă. Da. Și l-am preluat în inventarul domeniului public. Zic, o sigur că tu erai la tot. Păi asta e. Păi știi că el nu. Deci taxă și impozite aplică Comunalității pe terenul din zona de acolo. Și noi trebuie să facem investiții, poate. Dar nu prea cade, după cum trece hotarul administrativ, nu prea cade drumul. Doar noi știm, campionii trece. Trece de acolo de la Poiana, urcă, trece pe la unde era Tarlaua lui Iancu Pietru, se duce pe marginea pădurii la vale și drumul de acolo la deal pe teritoriul nostru nu prea e drum. Dar nu te întreb, îți amintești când au fost preluate drumurile astea? El și amintește, dar uite. Eu mi-am dat toate, am văzut parcă un proiect, doamna secretară, că scrie de teren, parcă ceva, de drum forestier, scrie și nu drum forestier pe distanță, dar mai scrie de niște terenuri de 8 hectare, am calculat, 8 hectare de pădure avem, sau în zona terenului, drumului forestier, avem 8 hectare undeva, că scrie tot în... Deci așa au fost preluate. Nu, eu nu zic de drum. Eu zic că avem niște terenuri în suprafață de 8 hectare. În zona aia, în zona respectivă. Da, o fi drumul care merge din sala. Așa scrie în inventar. De ce se poate? Pentru că ne-au transmis de la Consiliul Județean. Inițial ne-au întrebat dacă vrem să le preluăm. Noi am spus că da și am făcut transfer. Și după aia, prin hotărâre de Consiliul Local, o dată aprobată, le-am înaintat mai departe la... Nu este probleme, foarte bine că aparține... La sindică, e foarte bine când ne trecem noi, da, patrimoniu, da. E foarte bine când ne dă, dar dacă ne-ar da și după la București, undeva trebuie să facem, dar n-ar fi o problemă. Dar așa bate în întrețirea lor. Păi aici e chestia, că suntem administrativ. Cine afară directorul administrativ oricum e al nostru, da? O fi drumul care vine din pădure și vine pileul ăla. Apare, vine ăsta de pileul ăla. Nu, este drumul forestier de 209. Este prins la Ocolul Silvic, drumul forestier, și văd că apare și la dumneavoastră. Și la Ocolul Silvic am înaintat hotărârile de Consiliul Local aprobat. Da, dar noi n-am avea... Noi nu am avea nicio treabă, noi, comuna, cu acel drum. Păi nu-i piratul nostru, domnul Vasă, nu. E teritoriul comunei Bârsănești? Nu, e pe teritoriul comunei Livezi. Atunci nu cunosc. Asta e, s-a făcut din curte. Deci noi am documente. Noi am documente de la Consiliul Județean. Dacă există documente, este al nostru, să știți, dacă există indiferent. Indiferent, dacă există așa că poți să marci acolo. Și să marci, dar trebuie atât să pici la plăia. Uite, de 209. La școala Brătești, la clasa a 7-a, deci unii secția de votare. Nu merge caloriferul. Copiii stau în frig. Hai ca să o luăm de acum. Am vorbit cu doamna directoare, a zis că vorbim cu meseriașul care e acolo, aduce-o încă o bombă, o pune pe... Deci, o făcut când a scos femeia de serviciu, la săraca femeia de serviciu, am vorbit cu ea, e și frică să vorbească cu doamna directoare. Pe cuvântul meu. Se ceară un spray de geam. De ce? O violentă? Nu. Nu. Deci acolo, pe cuvântul meu. Deci, pe cuvântul meu. Deci e frică. Că mi-au arătat tomberoanii, are fără roate, fără fund, pune femeia de serviciu acolo, asta. Păi nu, pe cuvânt. Mă scuz, doamna Marci. Nu ați v-a sunat al altăieri, am vorbit cu doamna directoare și comunicat imediat. Doamna directoare, aveți probleme cu o clasă. Ce faceți? Domnul director, nu clasa aia, miroase a mucegai. Bun, aia lăsăm deoparte. Mucegai n-a. Da, problema cum s-a anunț iarna, minus 20 grade, minus 30 grade, să stie copilul 7 ore la școală în frig. Știu probleme. Și săptămâna viitoare, că asta propun, săptămâna viitoare, că copiii ăștia mici nu mai învață 1-4,
se poate lucra la școala aia și clasa respectivă poate să o mută în altă clasă, unii vin în căldură. Deci nu are instalația, nu e ăsta. Ceva oricaloriferul nu-i fundat. Ceva la ăsta. Și când au făcut ăștia la grădiniță, femeia de serviciu a spus că a scos apă, că și aia bomba lăi, că au venit cine știe ce meseriași de ăștia, așa, o cara săracă la apă de i-a venit ăsta, așa, că zicea că... Acum s-a gândit un termin, nu? Da. Da, deci încălzea și până într-o parte. Așa, de acolo ăsta, clasa calculatoarelor și ăsta. Și? Deci să înțeleg că a venit o echipă care să remedieze și nu au venit sau nu au făcut când au dat ei drumul la... Acordat la centrală. Deci constructorul a venit, s-a racordat la centrală și în momentul când s-a racordat s-a întâmplat ceva. Da. S-a întâmplat ceva, da. Deci acolo clasele alea două, clasele alea două la calculatoare și asta nu are... S-a vorbit cu constructorul, săptămâna asfaltă care vine, dezvolt. Că e mai bine asta. Plus tonderul. Când se dă drumul la o centrală? Proba s-a făcut de presiune, deci n-a curs. Ei, în timp ce băgau agentul, spune că un calorific. Păi acum i-a făcut focul și a văzut că nu merge, că aia a fost. No, e deși anul trecut. Păi da, anul trecut nu a spus nimeni, domnule. Anul trecut nu a spus nimeni, dacă nu s-o plăge nimeni, ce vrei să spune? Și-o spunem. Nu a spus cineva anul trecut că nu merge? Da, prima oară care te-am luat. Păi suna la telefon și vezi cum merge. Da, te-am spus, da. Asta e situația. Dar doamna director fică și ei au contabilitatea lor. Deci ce slim acum? Păi da, dar e normal, trebuie vara să o facă instalația. Să păi dar ce să facă dacă ei abia au terminat lucrarea? Ce să facă? Abia au terminat lucrarea. Bă, femeia de servici era frică să vorbească cu doamna directoare să îi explice. O cărat aia la apă săraca. Și eu ce să-i fac acum? Să nu să-i plătesc? Păi nu! Asta e situația. Dar nu știu ce fie. O să-i spune să nu mai fie recalcitrant. Sau ce? Violet. Și așa m-am mai luat. Dar trebuie să spune așa. Dar chiar de ce nu trebuie să-l luat doamna directoare? Nu, că am mai avut probleme odată cu ea și am avut probleme în familie și după aia mi-a dat dreptate. Nu, dar trebuie de imediat să remediază, dar vezi, îmi spune anul ăsta că nu mi-a sală trecut. Nu, acum că se poate, hai să... că se poate. Bă, dar totuși nu merge. Când a fost alegerile? Nu merge, nu merge. Când au fost alegerile? Când, în decembrie anul trecut. Și era căldură. În decembrie. Și nu era căldură acolo când a fost alegerile? A fost căldură. Păi cum a fost parlamentarul? Da, mi-a luat și am mucegai și păreți să afară. Care? Da, nu, mucegai, nu, ce să-i merg? Păi nu, asta e, nu, la băzi, cine a făcut odată școala aia, a gândit-o, partea aia de școală, interiorul clasei e mai jos decât afară. Lasă, lăsăm asta, dar să merg pe calorifere. Alte discuții, domnule. Tomberon, adă de ăla, de tablă, de ăsta, vorbim cu doamna directoare. Are două pupiere. Florin, nu, până nu ne suni și ne întreb ce se întâmplă cu tomberoane, nu spui la oameni nimic. Deci, instituțiile sunt obligate să plătească chirii la tomberoane. Asta e lege. Ce să-i faci? Păi, chemați-o pe doamna directoare la interviu. Că păi, care da, dar de unde dă banii? Nu te-o de la idei? Păi și nu i s-o livra banii la învățământ? Aia nu știu despre ce tomberoane-i vorba. Tomberoane? Doamna secretar, alea cu piele, alea mici, de plastic, îs fără roți, fără fund. Pune sacie plastic în ei. Și acum dumneavoastră solicitați un beron mare? De ala, zic cum, care ai deja jacopă, cu bielele de aia de tablă, trebuie pus acolo între sărmăluțe și școală. Și cară femeia de serviciu liniștită acolo. Nu mai cară cu bielele de aia. De care vezi? Păi le tărâi pe jos, ridică ochii de ea. Pe cuvânt. Trebuie... Da, asta oricum, n-are bani, la nu să-și mai cumpere 3 bani, nu să plătească chirie, mai de treabă dă un lucru. Doamna director, ar mai trebui invitată... Uite, la următoarea ședință o chemăm aici. O chemăm aici, ca să astea problemele. Ea trebuia să vină chemată din vară, să vadă situația școlilor din comuna Bârsănești, ca să vadă despre ce vorba. Florin, a fost doamna directoare, deci nu e pus în vedere atunci. Când a fost și-a prezentat... Când a fost? Când, în august. Hai să lăsăm. Hai să mai lăsăm. Hai să mai lăsăm. Hai să mai lăsăm. Cum nu a fost? Despre ce vorba? Anul ăsta o cam sări capul. Să o chemăm anul ăsta să-și prezinte. Dacă ești rușine, eu ți-am spus, nu mai spun. Da? Hai să luăm ăsta. Și mie, i-am dat hoțul pe mână și i-am dat...
Avea niște ciocuri de mături, femeia asta, femeia de serviciu, o cumpărat ea, i-a duce de aia la, nici la 38, la Nevila, cred că nu își prea de la mânjăști geam. De ce vorbim? Da. Altceva, domnul. Atât. Da. Și drumul de vărării, domn primar, de aici de la Lupăștiu aia, în curbă. Da. Așa? Domnul la Valea acolo. Orice ca problema domnul Georgescu. Păi domnul Georgescu e din Bârsănești, nu, eu sunt din Bratie. Da, așa, am promări acolo. Păi dar nu știu tu omul de zis cu ochi, astăzi eu spui ție astăzi. Dar lasă-mă că știu. Ce știu? Eu am pământ la Valea acolo. Ai pământ și ce trece pe la altul? Trece pe la altul prin Bucar. După ce? Împins cu asta. După ce ies oameni? Da, trebuie nivelat. Trebuie arată. Nivelat cu rezolvat. Și balastrat, că deja. Da, balastrat. Azi, că oamenii au zis că îți mulțumiți numai să-l nivelez și nu mai treacă pe bucata vecinului. Gata, gata. Da. Domnul Sanciu. Eu iar aduc aminte la conducerea primării cu indicatoarele în Văsănești. Atâtea mașini cercul noi de nu vă puteți închipui. Nici o comună, nici un sat cu drum județean nu iese cu ăla mea indicatoare. Domnule, dar vin oamenii cu GPS-ul, trec sute de oameni. Cu ala masă proasă de tot primit adresa. Dar facem poze și le explicăm. Da, nu e doar. Vine câte unul. Păi fiecare putea să punem din bani. Am vă 4 ani de zile de când mă chinui să vorbim izlavele comunii care s-a primării. Am vă 4 ani de când toți zic să facem indicatoare pe drum. Am început cu izlavele. Am făcut pe contur. Da, cu da, Dumnezeu. Deci eu, cu privința șoferii, asta zic. Să punem indicatoare în mijloc. Dacă se poate, și o restricție de viteză. Eu nu mă supăr. Dacă eu am. În special pentru magazin. Da, pentru mine poate. Avizamator. Eu să pun restricții de viteză. E foarte bine. Dar când se întâmplă ca cel mai ambășăreș, atunci o să vină și cu indicatoare și cu toate cele. Da, Trec la următoarea. Locul de joacă pentru copii, asta stă din la școală. Propun tot de acolo la școală, care e drumul care era vechi, de intrare nou. Și drumul, pentru că noi urmează asfaltarea pe lângă de la... Da, și să facem cu intrare la școală. A, merge, Maria. Așa. Și prin fie alea și dacă facem asfalt cu capul la acolo, intrarea la școală, să facem pe acolo, suntem mult așa pe acolo. Așa va intra pe acolo, iar locul ăla rămâne gol. Și în direcție cu școală, făcut gard, poartă și o cheie asta la educatoare, că mai mult o să-l folosească copiii din grădiniță. Vreau să-l ținem și deschis. Păi că la școală, dar să ai la școală cheia. Da. Nu, ascultă-mă, stai că n-ai înțeles. Deci, vine din școală, intrare și partea de școală, și pe școală, poartă cu lacăr, așa, și ei când îl folosesc ăla și închid înapoi. Iar din drum, deschis și poți să vină să joace. Și terenul mai drept și nu mai trebuie spart acolo, nu mai trebuie nici gard făcut, nici alte investiții mari. Da. Pentru că a rămas singurul sat fără loc de joacă pentru copii. Așa, nu era plătește. Dar nu știu cum să-l faci, nu plătește. Așa. La plătește ar fi un loc, dar până nu se termină drumul, domnul Miro a stabilit dânsul locul de joacă la plătește. Să știți că chiar am să dacă îmi dați prerogativa asta, iar o să le greu până să termină, nu putem face nimic. Trebuie să termină. Ar fi varianta acolo de la Sărmăruță, locul ăla e mai larg, dar nu privim acolo. Ar fi o variantă acolo de o sală de sport. Lejeră, mică. Da. Da. O altă problemă. Toaleta aia. Te-am sunat, mă scuză, te-am sunat cu camera de la vedere, vezi că deja da. Am mai deci în noaptea de sâmbătă. De la Ronica, de fapt. În noaptea de sâmbătă, când a fost incinerat. Deci cineva cunoscător.
În noaptea când a fost incendiul ăla cu când a luat foc coșul pe la Popa Lucian, la Popa Lucian. Știi că a fost lumina luată o oră, oră da, și da, știu, în momentul ăla am două camere de la Caraclău, atât cei de la care la Rodica în stații, cât și aia de la Stan. E vorba de satul Caraclău. De satul Caraclău. Da. Le-a ridicat cu una a dat-o în jos și una a ridicat-o în sus. Da, deci, în perioada că ce se întâmplă, camerele sunt făcute fain pe el, ca să poată urca pe gardia, bate un pic și pe marginea gardului și îl vede. Atunci au văzut el că s-a luat la lumina și acum am timp să-l manevrez. Da, și haideți, dacă tot le-am spus, dați-mi voi să intervin. Să-ți dați faptul că a fost sucidă? O problemă a fost sucidă. Dați-mi voi să intervin un pic, domnule. Și vreau să termin. Și după... Nu uite, dacă tot le-am pus, dacă tot le-am pus, hai să vedem, de exemplu, coșul ăla de gunoi, camera mea de exemplu coșul ăla. Da. Coșul ăla terminat, lor de tot. Că ai terminat înainte de a fi camera. Nu, nu. Și după. Ba nu, înainte. E și după, că eu îl spun că stau și mereu. Îl recondiționez. Îl punem pe loș, în îl frig, acolo îl mai. Păi și ați pus camerele, dacă ați văzut câți ridicate aia. A fost reglat înapoi. Și o altă posibilitate ca să nu se mai ajungă? Ar trebui o camera. Să nu se ia lumina. Deci când se ia lumina e o problemă. Bine, dorim asta. Aici vreau să intervin eu. Normal, tehnicianul ăsta care se ocupă cu partea tehnică a camerelor de luat vedere. Nu are, nu trebuie să aibă o baterie prin care să funcționeze, să acorde, să facă funcțională camera pe o perioadă de timp cât se ia lumina. Eu știu că așa trebuie să fie. Da, dar vă spun, deci ca să fi pus sistemul ăla cu camere independente, ne ajungeau undeva la 17.000 de euro. Așa că ne asumăm riscul în condițiile astea. Dar un glob să se pună ceva să nu mai poată fi... E același lucru. E același dacă se da. Întrerupe alimentarea... Dar nu mai poate să cicească, că e prins într-un glob. Da. Vine un glob, am dat cu poate. E altceva. Domnul Blânar, ce de cu cerul și domnul Blânar? Diana Matata. Să nu rog, domnul secretar, că trebuie să scrii noua secretară și... După aia să duc și ideea. Păi cine vorbește? Ați mai vede din camera. Păi Blânar, ce faci? Dar ziceți, domnul, da? Ziceți, ziceți. Terenul de vorba de negresie a agricultorului. Ce facem cu el, că nu știu ce să ne mai spun la tineret. Dumnezeu, la oameni sunt bani. Deja la oameni, nu? Domnul, deja la oameni zice, nu vrea să-l facă, mă lăsați? Da. Deci băieții se spune și oameni, păi nu vrea să-l facă, că din cauza că dacă face, că nu se facă evenimente la Brăsănești. Așa că hai să le face toate evenimentele la Caracol. Deci sunt discuții de genul ăsta. Vasile, eu, uite, am fost în o comisie, în comisia cu Islav. Și cineva în domnul. Deci când am văzut un oi ăla în față la secția agricultorul acolo, am zis, bă, ce să chem domnul oi că vizionare? Nu, cum să facem noi aici miseria asta? Numai de câte ori am acoperit-o noi. Deci dacă te duci la toți vecinii ăia și nu știu, n-am văzut nimic, nu știu cine, nu te-a plecat. Acolo nu este camera, nu este camera. Nu, n-am. Trebuie jos o cameră și n-am reușit. Da, este, noi am vorbit, i-am propus odată, bă, una care, am văzut care e drumul într-un stâlp. Până fă un pic, să vadă un pic drumul, că s-ar putea. Ce? Acolo trebuie bătit cu mință să punem noi camera la el. Și așa, la podul ăla ne-am chinuit, am făcut noroc și mulțumesc lui domnul, cum îl cheamă? Gheorghiță. Că a făcut grădinăria aia, că tot a stepat din gunoi. Dar acum nu mai pune exact între pod și grădinăria lui. Eu nu trebuie să l-ați văzut, a pus Piscovina de la... Piscovina a scos-o și a pus-o în găuri. Exact, în drum. Și l-a pus-o pe terenul lor, că e un îndrășământ. În drum, nu s-a făcut Piscovina. Pe drum, la distrieță. Care sunt cei mai strângele pe drumul ăla care duce la degea agricultorul? Ce nici așa. La ce este dilemma asta? Lui Mihai ți-a pus. Nu este pus pe drum. Nu vrei. Ce strângele? Ce strângele? Domnule Vigil, eu am fost la el personal. Nu mă opresc. Nu mă opresc. Am fost eu la Mihăiță. Eu am vorbit cu Mihăiță și am zis așa, Mihăiță, că am eu un stâlp, îți mai fac rozul de unul, iar Georgescu, eu am stâlp. Când vine aici să schimb linia, eu schimb tot stâlp.
Cât au pistonat, au zis că își scoate toți telefoanele și abia au reușit să vină să le pună 300 de euro. După o lună de zile. Da. Am văzut. Și îmi dă telefon, doamne, sunteți mulțumesc. Și plus la asistența noastră, sună și noi. În moment, în moment când vreți să vă răzbunați mesele de la telefon, îl chemați-vă pe mine când sunt încărcat, că toate le rup. Jit? Restul le pune la înălțime, le are în jandă. Vreți loc plăcit? Da, la o lună, la o lună, două. Albele costa săracii, da. O lună și ceva. Chiar să trebuie prelucrat. Păi da, ce să spune? Direnemul în primăvară. Primăvară. Primăvară, să trebuie. Nu, teren de vără la iarnă, acum ar trebui nescuit în iarnă. Nu, dar trebuie să așeze nimic. El nu-i conform normativ. Deci trebuie lungit, lățit ca să... Trebuie să aibă cel puțin 20 pe 4. Da, haideți să vă spun. Deci, poate nu știți. Noi, dacă să mergem în ritmul ăsta, suntem în posibilitatea de a intra în nimic pe 60. Deci am sistat orice lucrare. Nimic nu mai facem. Utilajele stau aici. Deci 90 pe 45. Stați un secundă, vă rog. Deci noi nu mai putem deocamdată interveni. Avem facturi de 1 miliard restante. La ce sunt restanțe? La tot. Începând de la EON, pentru iluminatul stradal, primării, telefonii, utilități, combustibil, utilități, plus și vin taxe din azlaute. La... Da. Deci, există posibilitatea la o rectificare să acoperim? Dacă ăștia fac o rectificare și ne dă măcar partea care a fost cu majorările, la, începând de la salariați, persoane cu handicap, tot, eu zic că ne descurcăm. Că ideea este următor, că ne, dacă ne aprobă rectificarea, dar dacă o duce pe o anumită direcție, nu a făcut nimic. Nu cred că o să o ducă pe altul, pe o anumită, că nu suntem numai noi în situația asta. Deci m-am interesat un pic, cred că cam 30% din primăriile din România sunt într aceeași situație. De la majorările asta. Da. Da. Plus, nu mai vorbim de majorările care s-au adus la alte servicii, care noi am prins în buget, de exemplu, la proiectări sau la orice. Nu poți, eu trebuie să am un combustibil pentru DZPZ. Deja ăștia de la prefectură au materialul, materialul. Și deja am avut control. Am la ședință la Bacău. Asta două zile prin control. Prin control, o mașină de antiderapant. Am luat foarte mai multă putere decât primăria la bani? Da, nu. Păi, ANAF-ul execută. Este autoritate. Te execută. Dar poate să execute primăria? Dacă are datorii sau dacă ceva se întâmplă, sigur. Nu înțelegeți greșit. De la o persoană are de dat bani la primărie. Da. Și ANAF aici și ANAF are înregistrat. Primăria, eu, de exemplu, dau un exemplu. Eu vreau primărie să plătesc datoria mea. Da, corect. Cum îmi iei banii și dai acolo? Din compartimentul financiar, contabilitate. Nu mă opic, nu mă opic. Face proprietate, dar nu știu despre ce e vorba. Poate e cazul. Mai spune o dată cât e. Eu dau bani la primărie pentru impozite, pentru casă, ca persoană fizică. Eu am ceva din niște firme din 1916, falimentate, scoase de pericol. Da. Și îmi iei bani acolo, se duce acolo. De ce? Păi dacă o fi făcut ANAF-ul către noi să te executăm? Păi să mă execut? Nu e problemă, să mă execut. Să spunem propriile pe banii care îi aduce. Și din coace să crească procentele ca lumea. Dar nu că a fost acum ageta, așa că o să vă explic ce ea. Da, o să vă explic, am ascult. Dar te l-am văzut și eu. Am fost eu. Da? Ia zi. Ce o să-mi acest? Nu știu ce o să-mi ai la GEM, că e vorba de GEM. Păi, eu nu vorbesc de persoane juridice. Tu știi ce înseamnă persoană juridică și persoană fizică. Păi, dar stai, dar ce-ți reține banii pe persoană fizică? Pe persoană fizică. Eu plătesc pe părinte, vreau să fiu pe persoană cu scursul mei, tu banii, că a fost persoană juridică. Poți să zic. Păi, omule, dar să-mi remare tot din picotul. Nu pot eu să-ți dau. Pentru că banii ăștia se duc la dincolo în loc să rămână la ce nu. Asta, ori de la noi la taxă și poți, ori la ANAF.
Eu nu mă informez. E beneficiu de limbajă. Eu vin cu bani. Mă depășesc acolo, rog, să opresc banii la locul. Ce mă depășesc? Așa se întâmplă. Da, nu știu. Deci asta e... Nici unul sau altul. Haideți deja... Da. Da, deci domnul, v-am spus, la primăvară, dacă din bani și începem să... Asta putem să vedem la săpat, să vedem că unii escavăm, că iar e o problemă, că știți că ca să putem diminua sau să intervenim în instalul comunal, ne trebuie aprobarea de la Ministerul Public. Deci orice metru pătrat... Am niciodată, pentru că nu sunt lucrări în legătură cu... Pământul ăla va trebui transportat, știu eu, din altă parte. Deci noi le-am promis să nu vină pe terenul de la școală, să le facem acolo. Și au zis, băi, dar ce facem? Băi, nu v-ați apucat, băi, vinim înapoi pe terenul mic. O să facem, dar oricum, de acum vine iar, nu știu ce s-ar mai putea face. Până la primăvară eu zic că îl fac. Plaza o avem de... Plaza e cumpărată, țeava este cumpărată pentru că... Dacă vreți să lăsăm așa, eu nu mă supă. Dacă îl lăsăm așa, putem să ne apucăm. Trebuie făcut terenul ca să... Și haideți să rezolvăm și problema asta ca să putem trimite mai departe. Eu am fost la unii, nu se poate face nimic fără... Ce culoare? Nu, fără să se poate face nimic. Fără să se poate face nimic. Săptămâna care vine ziceam... V-am plăcat pe dumneavoastră pe cameră pe stâlp, plătesc abonament. N-am mai venit. Ce se întâmplă? Ei au fost o problemă la ei. Nu știu dacă știți, ne-a explicat. Ei au preluat acum. Ei, și au asistat tot. Deci, până la preluare, până au asistat tot. Deci au rămas numai cu patrimoniul care l-au avut. Până nu se registrează tot, nu mai face nicio investiție, nu mai face nimic. Și după aia se face. Da, mai am cineva care... Da, și mai sunt care... Mai e problema cu gunoaiele, la copii, mă refer. Când vin de la școală, aruncă de la lapte, de la... Este, eu cred că mai există programul ăsta, un alt fel de școală, ceva. Să vorbim tot la fel cu doamna directoare. Săptămâna altă, școala altă sau ceva. Da. Se scoată. A, să facă curățenie? Să facă curățenie ca să vadă ce înseamnă când aruncă la, pe drum. Eu m-am săturat miercuri dimineața, două ore mea, să strâng toate gunoaiele de pe drum, de la, cât sunt o grămadă de case părăsite acolo, să facă serviciile la altă. Ai zis, dar și mami din tot la tine. Ai nepoți? Nepoți, ai? Nu am. Cum ai nepoți? Slavă București. Sunt mari, mare, 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 cu doamna directoare, ca să facă o inițiativă cu copiii, poate educa altfel. Că... Deci, dar la Bărsănești a dus odată. I-a dus aici pe Dudubenea, nu? Parcă așa. Dar nu pe Dudubenea. Nu. Chiar în sat. Ca să... Se vadă oameni, se vadă copiii. În sat, pentru că ei aruncă. Pe Dudubenea aruncă țigani, altcineva. În sat. Dar poți să le pui cu 100 de lucruri, dacă el învăța să le pune. Dacă nu-i punem pe ei să strângă întâia de pe jos, eu am zis că stau la pândă. Să o iei cu gurița, nu știu cum să zic. Cam atât, mulțumesc. Doamna. Acolo, în legătură cu șanțul, cum a spus domnul primar, ați putea să ne ajutați acum? Care șanț? Acolo la... La ea, acolo la partea, este un șanț. Chiar o să mă întreb, să vedem. Poate rămas, când mai doar un altul. Deci care e efectul
faptului că s-a pus un tub lângă asfalt. Acolo se întorceau puțin mai repede, acolo se întorceau toate mașinile care veneau și din față sau așa. Nu mai e spațiu din față. Nu mai e spațiu. Sângu, sfânt. Da. Nu se poate de viraj. Nu există spațiu de viraj. Da, dar nu-i ăla de aia. A, nu-i de ăla? Nu, deci de la vale. De la vale. Se întorceau mașinile. Întorceau mașinile acolo, că acolo era loc. De virajul. Acum când vin mașinile și când vine, trage în... Intră efectiv aproape în poartă la mine și... Acolo și în poartă. Da, acolo intră. Câteodată când vine zic gata. Ăsta oare intră în poartă, că nu e mâna mai mare. Nu, adevărul este că să știți că acel podeț acolo în apropierea doamnei consilier, da? Într-adevăr este foarte într-un unghi de 90 de grade care efectiv de pe banda de mers care este destinată de o direcție de mers, nu poți să faci virajul la dreapta, nu poți. Ori te răstorni în șanț, ori agăți podul, ori sar peste pod, se întâmplă ceva. E pericol. Așa e proiectul, am înțeles. Când vine mașina de proiect, când vine mașina de proiect, se duce în spatele în poartă la mine și se urmă. Acum nu trebuie să vină cum să retorne și dacă vine curtea măsoară și șurul din dat. Și ce-i de făcut în vece? Deocamdată, acolo cu asta, o să iei făcătoarea cu ăsta, să vedem ce face dacă doarnă șanță, dacă nu doarnă șanță, deocamdată o să vedem. O să ducem două, trei mașini de balastru, trebuie un pic acolo. Și acolo când vine așa, exact tu a ajuns până în cost, domnul primarul văzut. O ajuns aproape la asfalt. Da. Lasă vrei, schimba ta locul meu. Și încă o așa, ceva se întâmplă cu lumina. Se ia da, ceva. Peste tot. Am fost ieri. Bine că nu e o motivație asta. Nu e ceva. La altă ieri am fost la prefectură, mi-a chemat ședință de urgență pentru un ordin al prefectului de dat marți, sau luni, nu mai știu cum dat. Și problema asta nu e numai. Povesteau primarii de pe, chiar au luat legătura cu prefectul, cu toate astea, partea era altă de serios. Păi au zis, dacă bate un pic pruntul, 24 de ori numai urmă. Deci, e acolo e jale. Da. Deci, oamenii, tot județul, au fost chemați reprezentanții ONU-ului. Da, domnul Vici, eu achizez la ideea doamnei Găman. Bun, de acord, sunt probleme, dar asta înseamnă că trebuie să avem toți probleme. Păi da, dar nu știu numai ce putem face. Păi da, să vedem. Da, se face și pentru ei, dacă tot face pentru ei. Numai că te schimbăm denumirea deasupra. Sigur, da. Deci, trebuie făcut o formalitate ceva. Dom'le, o reacționăm în judecată, trebuie să facem ceva. Într-adevăr, sunt obiecte de buscații care efectiv ți le arde. Eu de când m-am mutat în acasă, am vreo câțiva ani de când m-am mutat, vă spun, toată aparatura electrocasnică s-a ars. La primul stabilizator. Eu stau la 200 de metri de transformator. Eu am o sursă de curent și în permanent o văd, clim. Eu zic, ce Dumnezeu, cred că o fi defectă. Și eu și un aparat de ăla și îl bag în priză. Aceea era 240, aceea era 190. Aceea 240, tu ai să de curent. Da, deci v-am spus, la 200 de metri de transformator, da, păi sărace care stă la... Știți care e rezolvarea cea mai onorabilă? Trebuie trimis la ei în Austria. Băieții de la... Nu, ascultă. Un sat de lângă Deva, tot așa se întrerupea curentul și au luat, au semnat toți, au trimis în Austria unii sediul lor și au venit și le-a schimbat toate transformatoarele și de atunci nu au niciun fel de probleme. Și au schimbat toată conducerea de aghiță. Știi ce face? Face ca cu pădurea, știi? Gata, îi terminăm. Pac, să nu la președinte. Bă, dar tu ce faci acolo, măi? Tai, nu-i perde, eu nu-i om. Da, asta este așa. Biserici acolo, cred că ceva se trebuie să facă un scurt. Să ia o seară la lumina de noapte. Stradală. La stradală. Dar eu perioadă. Nu, dar stai un pic. Acum ultimele zile s-au luat. S-a vrut și stai. S-au luat acum. Ei au schimbat siguranța marți? Sau luni? Au schimbat marți. Păi a fost duminică sau nu? Când? Duminică, când a fost. La sunat că ne-am vorbit. Așa, da. Nu mai știu ce zic. Bine, dar mi-am ridicat-o până la altă seară. La altă seară când au văzut cu altă seară. Da. Și la altă seară. Și la altă seară fac cu cuvântul. Da. Deci nu e siguranță. Apropo de lumină, la condusă acolo. Deci s-a remediat sau nu s-a remediat? Da, s-a remediat parțial. Lampa care duce către albele, deci prima lampă, deci acolo în centru, nu mereu, cred că nu-i strâns bine, deci filează. Am vorbit cu echipa și o să le ia, da, o să sesizați și ei, o să le ia pe toate la rând la referitură. Și altceva, drum, ce am uitat... Și la stand.
și la Stan, și la aici la Frățelă, unde am văzut cu două din când în când mai cu Nicureșii. Am vorbit cu ei și am zis cu ei. Deci la Bobocă, Constantin, la Bobocă, da. Silvia, la Găleam, în vârful Găleanu, deci s-a ating mașinile, deci baiele la mașini s-a ating, deci s-a înălțat stratul de asfalt, deci s-a ating baiele, deci nu știu ceva. Noi am făcut adrese la jețin, nu poți să mă zici ce se fac la deci asfalt. Evident și 116. Și partea de sus, Da, eu o singură discuție o am la punctul divers, așa, deci tot s-a discutat astăzi despre înregistrarea vehiculelor. Eu aș dori, dacă se poate, la nivel de primării să găsim o soluție sau să facem o comisie cumva, să matriculăm și căruțele. Oare cum da, să matriculate, toate căruțele sunt matriculate. Când nu mai pune numele pe mașini, pe căruțe, asta e altă treabă, dar... Și alt aspect care ar trebui, acolo unde există posibilitatea, ar trebui stabilit un traseu de deplasare și pentru vehiculele astea care nu sunt supuse matriculării care ne înregistrăm noi și pentru căruțe, ar trebui stabilit un anumit traseu. Asta e singura mea problemă. Adică? Să-i obligăm să meargă pe un anumit traseu. Să ocolească drumul județean pentru cei care există posibilitatea asta. Trebuie date variante. Asta e singura mea discuție la nivel. Nu rezolvă. Nu putea rezolva. Deci trebuie să... Circulă pe DN și pe DJ? Nu, să stabilim un traseu pentru căruțe și utilajele. Și utilajele care sunt. Da, și n-au voie să circule pe DN și pe DJ, pe europene și naționale, doamna secretară. N-au voie să circule fără atimergături, ca să știți dumneavoastră prost. Ele de asta se înregistrează cu aceste numere, pentru că ele nu sunt supuse matriculării pe drumurile publice, ca să știți. Pentru asta le înregistrăm noi. Că altfel ei sunt obligați să le înregistreze la Bacău, acolo, la serviciul matriculării vehicule. Dacă ei solicită acest număr, ei trebuie să urmeze și un anumit traseu stabilit din Consiliul Local, să știți. După codul rutier. Unii sunt... Cum? În ce drum se face? Cum să n-am acces? Cum să nu fie domnule de acces? Domnule, dar stați puțin, dar nu e nimeni obligat acum, dacă matale ai terenul nu știu unde, ca să perturb circulația nu știu pe unde. Hai să fim serioși. Termin circulația. Păi, trebuie și copii, trebuie, corect, trebuie. Eu asta discutam. Deci, vehicule care nu sunt supuse matriculare, matriculării, sunt înregistrate la Consiliul Local, ca așa zice codul rutier, normal trebuie să le stabilească și un traseu de deplasare. Nu pot să stabilim la femeile care fac căruciorul copiii, un traseu corect și gata. Dar acolo, și circulă acolo, și la mulți. Da, atât am avut. Eu am o problemă cu bara de protecție de la hotar. Bornă. Din curbă. Ah. Bara de protecție de la hotar. Deci cineva a intrat acum, a dat-o de totul. Câte stânda lui... De la pensiu. Acolo, nici nu știu cum să facă. Dacă zic la unul până la loc, spune, bă, nu mai pune că mă duc picăm. Sau să duce picăm. Da, dacă se poate. Spune că dacă o pui, îmi destrăgi și să dați. Doamne ferește, de patinează de ceva, se oprește în baraia. Dacă nu se oprește în bară, se duce de roata. Băi, acum e la ghici, ori se duce de roata, ori să răstoarnă. Deci e posibil să nu se răstoarnă. Da, eu ziceam că bara de protecție tot da, dar o strici. Eu aș fi sincer, vă spun asta pe persoană fizică. Prefer să nu duce ceva. Da, dar să fie terenul drept. Da, poate. Da, e, nu, e poate. Domnul Vice, domnul Vice, numai puțin. Domnul Vice, referitor la ce spune doamna Mihai, dumneavoastră are dreptate?
Cine este administratorul drumului acolo? Noi. Consiliul local, da? Noi. Consiliul local trebuie să luăm măsuri ca să eliminăm toate zonele unde există pericol pentru siguranța rutieră. Da. Aia trebuie eliminată. Dar de ce să fiu eliminat pe curbă deosebit periculoasă? Domnul plenar, curbă deosebit de periculoasă. Cum să o elimin? Noi deosebit. Cum să nu fie? Curbă deosebit de periculoasă. Cum să nu fie? Stabilizează, într-adevăr, dar trebuie... Noi trebuie să ne gândim la siguranța arterială. Fugim așa. Continuați, continuați. Acum tot timpul se întâmplă în final ce ea, nu durează zile. Răspunde administratul pentru orice probleme apărute în așa. Răspunde... Dar chiar jos acolo. Sănătate, deci... Eu cum poate să-mi dovedească că era sus pe strânța o jos? Dar suntem obligați să... Domnul vice, conform codul rutier, noi trebuie să readucem drumul în starea inițială. Atât am avut. Apropo de lănt, avem și noi una la iluminatul public acolo, la socul mai jos, la biserică, care face aceeași probleme. Da, desfilează da, și... La aseară era funcționat. La altă seară. Deci aseară la aseară. Eu cred că nu face contact în iluminatul, dar trebuie verificat un pic, plus că s-a sărit un stâlp. Avem un stâlp unde stă fratele, dacă știi, la preda Ion acolo, în curtea la aia, e cu lampă veche. Da. Și s-a lăsat acum și a venit femeia și mi-a zis, păi, și când m-am uitat, e lampă veche. Dar la cât este ridicată? Sau și mai bine, nu pentru așa. Nu a ajuns, nu a ajuns cu starea de drum? Nu, dar e în curte. În curte este acum. Dar în veche, lampă veche a fost. La poate. La poate. A fost de aia veche și iasă acum, deci iar vechi. Lampa a fost efectiv montată. Doi. În legătură cu internetul pentru o școală. Două zic de vreo 2-3 luni, văd că nu s-a luat o măsură, dar ce mă deranjează că ultimul răspuns al doamnei directoare a fost că nu se merită efortul și finanțarea, pentru că sunt 20 de copii și nu merită. Lucru care m-a deranjat foarte tare. Așa, asta nu înseamnă că dacă sunt puțini și de așa să defavorizați că învață 4 clase simultan cu aceeași învățătoare, haideți acum, nu mai merită să facem nicio investiție. S-au luat calculatoarele, am mai spus chestia asta, s-au luat calculatoarele de la școală acolo, deși erau repartizate pentru școală, nu știu unde s-au dus, dar de asta o să vreau și eu să vină doamna directoare în președință, să vedem, da, de ce s-au luat acolo și unde s-au dus. Chiar dacă s-au dus 5-8 la Poiana, normal era ca și calculatoarele respective se ducă după copiii respectivi, nu? Chiar au repartizat. Atunci trebuiau rămase acolo, nu luate de acolo și chestii de genul ăsta. Dar nu cred că un 30 de lei sau un 50 de lei, cât este un abonament de internet, așa, ar fi un efort financiar enorm pentru așa, ca să putem să-i... Nu-i corect, deci nu mai au calculatoare, că au fost luate calculatoarele și bănuiesc pe bază că nu mai are calculatoare, hai să scrii. Pentru ce trebuie? Nu la telefoane, dar vine învățătoarea care este respectivă, vine cu laptopul de acasă, pentru că i s-a luat calculatorul, săraca se chinuie cu laptopul de acasă ca să facă și i s-a tăiat și netul. Și nu e normal. Poate pune și calculatoare, care e problema? Dar era net. A fost net. Am înțeles că este căsuță dus acolo, dar efectiv nu s-a mai plătit abonamentul și s-a tăiat. Și nu aveam internet și acum sunt doi elevi și bătă. Achesez și eu la ideea domnului consilier Ienache și la mie mi-a ajuns o informație din spațiu public. Precum de la școala veche de la Brătești, încearcă să se ia niște materiale. Dacă erau buni, să luau cu totul. Așa că nu au fost, am înțeles, buni și nu s-au luat. Nu, exact la fel, repet și eu și spun, nu este corect. Da, de la grădinița veche de la Brătești. Nu este corect să vină, nu știu, persoane care nu sunt avizate de acest Consiliu Local să ducă să ia bunurile care aparțin unității de învățământ Brătești, Caraclo sau Albele sau Bărsănești și mai departe. Indiferent care este. Nu este corect, da? Și s-au mai luat și alte bunuri de la școala Brătești, tot așa au fost duse cu altă destinație, în alte locații. Deci nu mi se pare corect, domn primar. Am auzit și treaba asta. Deci nu este corect. Eu înțeleg că poate sunt necesități la nivelul populației din comună.
Deci, domnul primar, deci eu sunt convins că multe necesități sunt la nivelul comunei noastre și a cetățenilor din comună. Dar bunurile care aparțin unităților de învățământ sunt proprietatea lor. Da? Eu am auzit niște informații care vin din spațiu public și cu altă direcție. Dar e așa cum s-a auzit, deci are... Dacă se dorește să întrajutorezi cetățenii comunei, sunt de acord, putem face niște un fond de risc la nivel de consiliu local, așa, și putem să întrajutorăm cetățenii din comuna noastră. Haideți să vă spun o fază. Vă rog. Crucea Roșie vine la noi la primărie. Domnule, domnul primar ne-a sunat să venim aici să nu știu ce. Geamul era plecat cu nu știu ce de pe teren. Am înțeles. Dar zic, eu trebuia să spună geamul că... Domnul primar mi-a sunat. Sunt pe geamul. Eu nu ai vorbit cu Crucea Roșie să vin aici. Da. Nu am vorbit la nimic, nu știu, habar n-am vorbit nimic. Da, ea doamna de la Crucea Roșie, domnul primar a sunat pe șeful meu să vin aici. I-a zis, nu, deci nu e de la noi, poate ați greșit. La primar. Sau poate e al primar, e exact așa, vor sunt camerele și putem vedea, că aici pe acolo a fost de seama. Poate e al primar. Și sună doamna, sună la șeful ei, doamne, uitați pe trebuie, eu sunt aici cu domnul vice și cu domnul primar, n-am sunat. Și cum, domnule? Șeful lor a sunat și în direct s-a auzat, deci domnul Florentin Iftimii se dădea primarul comunei Bursănești. Este limpede. Din punct de vedere legal, este infracțiune. Păi, ce mai vorbim? Este, deci, am înțeles. Are dubiosul să ducă și ea și ducă și de la școală și ducă școală de calități. Să ducă de evidență. Să ducă de Dar v-ați spus, dar au rămas toți angajații de aici, au rămas mască. Toți erau pe hol aici. Deci, din punct de vedere legal, aici ai dreptate. Că am auzit și eu că s-au dus ei din vechile sobi de teracotă. Exact, sobi de teracotă și la... Da, doamna directoare. Da? Așa, v-ați chemat pe doamna directoare. Doamna directoare, la rând, ei nu... Dacă avem ședință, ce au ordine? Erau acolo și au oprit mașina. Eu vineam și în zahărul, era, am fost deschis la școală. Nu am auzit discuția cu primar. Și m-am dus și eu acolo să văd care-i treaba. Aceste imobile au un inventar, da? Vreau să denunșească treaba. Păi achiziții la școală ce le face acum? Primăria, nu? Școala. Și mobile va trece patrimoniul școlii. Numai clădirile vor rămâne a primăriei. Deci acum, după ce pleacă ei, noi trebuie să facem chestia asta. Și ei poate să facă orice. Treaba lor răspunde. Nu mai avem noi treabă. Nu mai avem noi treabă. Deci, ce deci dacă el are calculatorul și l-a dus, acum răspunde și primăria. Numai clădirea noastră. Deci numai clădirea va rămâne noastră. Foarte bine. Foarte bine așa. Da, la școală. Și restul rămâne? Deci tot ce înseamnă la sobrile grepe, la inventarul școlii. Deci rămâne la noi numai clădirea. La inventarul care este făcut. Și atât arată. Clădiri, terenul și atât. Da, dar în contabilitate. În contabilitate există. Există. Și acolo, în școala aia, chiar am intrat și eu, mai sunt două sobi, mai sunt două sobi care, într-adevăr, sunt crabate, cum sunt ele acolo, dar sunt acolo, să știți. Sunt acolo, aia vreau să... Deci nu sobi. Eu am ajuns o informație din spațiu public, m-am spus. Da, este general. Eu am fost la fața locului. Și am zis că... Nu te acord să ajutăm toată lumea, cum am spus. Haideți să facem fondul de risc, să ajutăm lumea. Dar nu să luăm din instituțiile publici. Dar eu nu am toată. S-au pus efectiv în acolo în clădiri și au evaluat. Asta era intenție. Da. Au intrat în clădiri, au evaluat bunul, au văzut că nu este în regulă, au renunțat. Că era bunul într-o stare de degradare. Adică fără să consultați conducerea. Da. Consiliul conducerea. Iau, mi s-a spus că vorbim cu doamna directoare. Mă întrebăm cu doamna directoare. Chemați la ședință, la faceți ședință. Aici e problema. Nu mi-a spus mie. Eu nu pot să-i dau de acolo. Nu-i... De asta zic. Toate aceste bunuri se găsesc într-un inventar. Se găsesc corect. Nu se luăm așa. Și au fost făcute de oameni când au fost făcute. Nu au fost trecute în inventar. Chiar dacă se luăm de oameni. Domnul... Așa. Și aș mai vrea, dacă se mai poate, nicio problemă. Un pic cu așa de la actorul social, intervenit pe drumuri. Da. În Gheorghe, luat o zi, dacă noi supraveghezi, nu fac acolo. Ați văzut și sâmbătă trecută, i-am trimis la clădurii pentru școală. Umitește la actor social, un cacalem, un băiaș, și... mare mic grăbat la școală, tot la sâmbătă trecută, i-au venit cu toți acolo, și femeie, au fost chiar și... Trebuie intervenit. Am înțeles că nu mai aveți bani acum și uite la aia și stau acolo momentan, dar este soltul ăla care s-a dus pe margine, se mai poate un pic pe decât... Domnul Zaitu și cu
am fost acolo în chiar și sâmbătă. Păi, sâmbătă, dar s-o nu zis. Și dacă mă scoam, nu știu, dar am zis că azi, în cauza cu prietenii, eu n-am zis la băieții, băi, răspăduți, totuși. A fi culmea să zic, că nu se spune și așa, lucrează că nu prea frumos face niciunul normalizie, ar fi culmea să comente. Nu, dar eu și da, că să comente. Eu nu am zis treaba asta, zic că a fost și de la primărie, știți? Dar nu, fără primărie nu face nimic. Ușbă și tot, da. Fără, dacă nu trimiți de aici reprezentant, noi am gândit să-i dăm sigur, dar nu faci nimic. Nu faci, că eu râd, eu fiu și gata, o terminat. A, tu de ce? Eu am dat răspunsuri, nu. Nu, el a fost. Toaletarea, am o sumă, toaletarea de la Miruan, de Miserca acolo. A, o adisă, nu? Mi-am adus aminte. Suntem în faza în care, posibil de la 1, posibil de la 15, posibil de la 1 de decembrie, să nu se mai ia gunoi. De ce? Din cauza că lumea nu vrea să plătească. Am încercat toate variantele, cu executări, cu tot. Și noi dacă am propus. Deci singura șansă este să încercăm și noi să îl facem, nu știu. A, și am zis o variantă, este bun dacă propun. Eu aș fi de acord să afișăm pe cei ce nu plătesc. Corect! Nu caraclou în Brătești. Caraclou în caraclou, Bârsănești în Bârsănești, Brătești în Brătești. De acord, dar știți ce trebuie să faceți? Consultați un pic legea 677 pe 2000, dacă ne permite, că aia este prelucrarea datelor cu caracter personal. Dar nu dăm date! Numai numele! Numai numele! Nu, fără niciodată! Consultați legea 6. Eu știu că varianta asta era odată și la ANAF, o publica pe site. Să o consultăm înainte de a face un pas. Dar nu-i date cu așa și la, și la cheltuieli la bloc se afișează jucători de atunci și jos. Eu zic așa să se consultă. Da, poți să ce legea? Legea 677 din 2011. Scrieți, doamne, 677. Dar nu știu legea. Bun, dar permite. Să o verificăm. Dar de nu se permite, dar nu mai nume. Numele și nume. E bună inițiativa. Știți că nu e vorba de a nu se aduce atingere. Haideți să uităm alege, eu zic așa, haideți să o consultăm că-i mai bine. În momentul în care îi folosește adresa cu datele exacte și CNP-ul, atunci îi dat, sau buletinul, datele din buletin. Dar nu este greu să o consultăm. Știi cine a făcut Fănic Bocăneț la telefonie? Mă sună. Fănică Bocăneț, da. Am Malachi. Păi ăla mai face și alte prestiții, îi spun foarte mă sună, bună ziua, bună ziua. Dani, nu că știi, vreau și o adeverință și o anchetă socială pentru rechizit. Zic, da, Fănică, fără probleme, vii și ți-l iei. Păi nu mai vin eu până la Bârsăne. Mă, Fănică, dar din câte mi-aduc eu aminte, tu ai niște datorii aici. Ce datorii? Păi zic, ai la gunoi, văd 200 și ceva, 278 lei sau nu știu cât ai. Ce? Nu plătesc gunoi. Mă, Fănică, nu plătesc gunoi. Nici nu pot să aduc adeverință. Nu mai dăm nici căsătorii, nu mai fac. Este în ședința și eu... Acum, nu ne-am avut o problemă. Să dăm voi și domnul președinte, eu nu sunt ce să zic. La diverse okay. Lucruri. Eu știu că nu e voie, dar trebuie să... Dacă vine și asta, trebuie să-i o dăm, dar trebuie să-i pună în vedere. Există codul de procedură fiscală care are executarea. Ce să execut dacă nu are nimic pe numele lui? Pe numele lui Maix. Pe numele lui Maix. Și Maix s-a și-a plătit o singură persoană. De lasa lui pe numele lui. Eu chiar am vorbit cu domnul Iisus. Are lasa, da, sunt foarte mulți cu... Vezi că sunt de fapt normal. Sunt și la Hilegiu, muncă, au mașini, au tot, n-au nimic pe numele lor. A fost o modalitate când spuneați că nu li se ia gunoiul. Ok. La cei care n-au plătit. Noi am propus. Deci singura unei nu se ia deocamdată, dar o reușim să o facem, este Colbea, de la pod în colo. Nu, nu, n-ați... Ce din nou puteți să nu ia gunoiul? Da, dar tu ce nu ia gunoiul la cei care n-au plătit. Nu face primea imobilii pe mâna să se trebuie. Nu face hotărâri de contract local la tine pe mâna de mâna să se trebuie. Nu e cum un proces. Toate ce? Pic de ordine, gata? Hai, e vreo ședința, am zis să vreau să vă mulțumim.